Bună, Iuliana, bine te-am găsit. Bună seara, Canada! Bună seara, Pantuneric! Da. Uite, ne-am întâlnit, de mult timp ne tot programăm și nu se aliniază stelele. Da, de foarte mult timp și uite în seara asta s-a nimerit să alinieze cum trebuie. Da. Totul a pornit de la ideea mea asta ultima, care până la urmă am renunțat la ea și apoi mă gândeam așa să facem ca un fel de să numească camera oglinzilor și cine poate, cum poate să ridice întrebări pentru ca să ne arată nouă oglinzi, care poate nici nu suntem conștienți de ele. Eu mă gândeam și încep cu o întrebare așa mai de bază, așa. Tu ce părere ai? Crezi că există deosebire între felul cum acum, la nivelul ăsta de învățăturile lumii, felul cum suntem noi în capul nostru, cum ne credem, cum ne vedem și faptul cum ne văd alții? Crezi că mai există discrepanță? Nu știu cum ne văd alții, important e cum ne simțim noi în interior, cred că starea interioară asta e la ce avem de lucrat continuu. Adică oare crezi că nu transmitem semnale false față de cum suntem noi în exterior? Am reușit, că de obicei oamenii cam așa sunt, știi, sunt duali și oare noi am reușit, oare, sau tu din punctul tău crezi că ai reușit să nu mai transmiți o imagine diferită de ceea ce ești tu cu adevărat? Cred că asta e foarte important, starea, pentru că de fapt noi suntem energie, nu este imaginea în sine, cât este interiorul da, nostru. Da. Și cu cât, adică din perspectiva mea, cred că e foarte important să fim 100% vulnerabili cu noi, adică să ne arătăm exact, să punem cărțile pe masă, nu avem ce să ascundem, că păi uite și asta cu vulnerabilitatea. Crezi că are limite vulnerabilizarea asta? Eu din punctul meu de vedere, eu cred că am limite la... N-aș putea să fiu vulnerabilă în toate departamentele. Da, probabil că este o limită, cum zici, dar cred că în funcție de discuții sau în funcție de tematică, nu știu, mie mi se întâmplă să nu gândesc ce zic. Și asta mi-arată că merg cu fluxul, adică cu ce îmi vine în față, știi, și mă mulez în funcție de cine vine. Deci în funcție de energia celorlalți, cred că se calibrează energia între ele și nu știu dacă e ceva de ascuns neapărat sau de vulnerabilizat. Cred că e, nu știu. Eu nu merg neapărat pe ascuns, cât nu văd necesitatea de a împărtăși anumite aspecte. Eu cred că toți, la un moment dat, nu? Ce zici? Să avem și o viață intimă așa pentru... Da, sunt anumite chestii, da. Adică cred că e important să... Cred că cea mai important, adică cum văd eu, dacă putem să inspirăm cu ce vorbim, despre ce vorbim. Adică dacă vorbim de un anumit subiect, nu neapărat că trebuie să acum să ne știm când ne-am spălat nădragii ultima seară sau nu. Da, adică, exact. Da, deci nu este... Da, și eu la fel sunt. Este o anumită decență care cred că trebuie să ne-o păstrăm. Dar cumva dacă sunt niște chestii pe care pot inspira și pe ceilalți, nu văd o problemă să spun, de exemplu, de soție ce a făcut. Adică ca model, făcând chestia asta, ca și ceilalți să se inspire. Chiar că adică ea dacă știe că eu fac cu scopul de a ajuta și pe ceilalți, n-are nicio problemă să vorbesc despre ea, de exemplu, știi? Adică nu are nicio... Absolut, și chiar am avut discuția asta cu ea și mi-a zis, da, dacă cât timp
o faci cu intenția. Cred că este intenția mereu care este în spate. Exact, știi? Da, da. De ce o facem? Adică care este ideea? De ce am face-o? Că putem să stăm bine mersi la calculator, să ne jucăm toată ziua. De ce facem noi chestiile astea? Și mai ales ne-am învățat. Este, de fapt, dăruirea pentru ceilalți. Este dăruirea mereu pentru ceilalți continuu. Și asta, da, este cumva pentru mine, adică ce m-a învățat și învățătura asta și ce mi-am dat seama și din trecut, este că dăruindu-te pentru ceilalți fără așteptări, divinul intră cât mai des în realitatea ta. Deci este cât mai prezent, pentru că el asta face pentru noi. Mereu. Da. El se lasă mereu. Și dacă noi luăm ca model comportamentul lui, care este, de fapt, fiind în noi și cât mai prezent și îl vedem și îl observăm, dacă luăm mecanismul ăsta și îl aplicăm, atunci vedem și realitatea pe care el o caută mereu, să ne prindem cumva, că ar trebui să facem lucrurile astea ca să simțim. Da. Este extrem de important din practică. Vorbesc din practica zilnică. De exemplu, uite, ieri venind acasă, aveam sacoșe, era destul de grea, dar am văzut o femeie la bloc, deci chiar cum să urc scările, era o femeie care tot așa avea foarte multe greutăți și căuta pe cineva să o ajute. Și am zis, asta, adică ego-ul imediat a zis, păi nu, du-te tu sus, lasă-ți sacoșa și după aia. Și am zis, nu, pentru ce să, n-am ascultat absolut deloc și m-am dus și am întrebat-o, pot să vă ajut? Că vedeam că nu avea nici forma necesară, nu avea nici energia necesară. Da. Și mi-a zis, da, sigur, chiar, adică o vedeam că căuta pe cineva, știi? Acolo am văzut imediat semnalul că divinul mi-arată, uite, ia să vedem ce faci tu în situația asta, te duci și îți faci de mâncare, adică ego-ul era înfometat, știi? Și făcea tot felul de scenarii ce mâncare să facă și în același timp aveam și testul ăsta cu doamna asta, adică tot divinul. Că nu e nimic, e divinul e peste tot, da? Dumnezeu. Și am zis, da, doamnă, haideți să vă ajut. Și când mi-a dat sacoșa aia să o ridic, deci nu-ți exagerez, am zis că avea pietre de moară în ea. Deci era, deci nu e, când spun pietre de moară, deci avea vreo 30 de kg. Măi, și în gândul meu, măi, ce ai pus în sacoșa asta, că ești femeie așa de subțirică? Și ea mi-a zis, da, da, haide că acum, uite, trebuie să o ducem în partea aia. Și mi-a spus, mi-a dat și unde, cam pe unde să ajungem, pentru că mă gândeam acum, măi, ce distanță să mă duc cu asta, că nici eu n-am mai fost la sală de mult, deci a fost antrenament serios. Eu cu sacoșa într-o parte, ea și sacoșa cealaltă și hai să mergem. Am luat sacoșa, că se știe că e destul de grea. Dar ego-ul prima dată a zis, nu, ce e grea, lasă, că ți-arăt eu acum ce pot să ridic. Și am luat sacoșa efectiv și pentru că ea repeta că este grea, am făcut exercițiul ăsta de schimbare a etichetei, cum se spunea Marius cu băieții tot așa, japonezi sau ce erau, care au spus că alergau cu bolovani în spate, dar pentru că spuneau că sunt ușori, n-au mai simțit greutatea. Și am făcut-o. Am făcut ca experiment. Efectiv, să nu las ego-ul să spună, vai, dar ce greu este, să-mi repete ca să formeze programarea aia. Și am spus, nu, este foarte ușor. Adică chiar îi spuneam, doamnele, la fel spuneam, nu, e corect, adică totul e normal. Adică nu lăsam să intre în subconștient ca să crezi ca program, după aia chiar să mănânce energia. Și făcând asta și în interior am spus, nu, este ușor, nu. Cu toate că avea, era dită, n-am mai cărat un sac. Deci era cât un calorifer, să zic, ca greutate. Da, și, da. Și mai aveam și sacoșa cealaltă, care nici aia nu era ușoară, că am venit de la cumpărături, n-am mai făcut cumpărături, să zic, de vreo 2 săptămâni și am zis, măi, frigiderul ăsta e mereu gol. Este cazul să-l mai pun și la punct. Na, mai trebuie una alta. În sfârșit. Și am mers cu ea și mi-a zis, aici, uite, dacă poți să mergi o leacă mai încolo. Și mi-a spus pe tot drumul că de situația ei, că a fost furată, că nu știu ce. Și eu ascultam acolo și n-am intervenit absolut deloc. Mi-am dat seama că dacă interveneam, consumam și multă energie și nici nu mai puteam să duc greutatea la capăt și eu ascultam activ. Știi, e foarte important asta, să ascultăm fără să intervenim.
Mi-am dat seama că acolo ne pierdem cea mai mare energie, că nu știm să ascultăm. Da. Și am ascultat-o, i-am dat dreptate, am zis, da, o să fie bine, e ok. N-am intervenit, n-am dat niciun sfat. Am lăsat-o cu istoria pe care o avea, care, cum să zic, toate istoriile astea care ni se spun, cumva, sunt toate în noi. Degeaba încercăm să spunem că nu este, că nu se aplică. Nu, toate sunt în interiorul nostru, nu? Și atunci drumul a mers excelent. Și m-am încărcat cu atâta energie după ce m-am bucurat. Pentru că, de fapt, cred că încărcarea asta de energie este bucuria pe care celălalt o transferă când tu ți-ai terminat lucrul ăla de făcut. Deci am simțit bucuria, cu toate că era posomorâtă și îmi povestea de anumite chestii, la sfârșit s-a luminat așa la față și mi-a zis, mulțumesc că m-ați ajutat, m-am ajutat foarte mult chestia asta, că nu, tot așteptam aici și n-am putut, n-am găsit pe nimeni. Și atunci m-am bucurat și mi-am văzut de treabă. Am mers mai departe și am zis, să aveți o zi bună. Dar lucruri simple putem să le facem și vedem realitatea că se schimbă. Nu trebuie să facem lucruri complicate, filozofii sau, știi, am observat asta. Lucruri simple. Și lucrurile simple, dacă le vedem, că de multe ori trebuie lângă noi și nu le vedem. Nu, suntem prea ocupați. Exact, prea preocupați de ale noastre. Da. Adică ne trebuie o echilibristică în interioară. Iar ți-am zis, am avut tentația să mă duc prima dată să mănânc, dar am zis, nu, e go, aici ai unde, ce faci? Imediat nu l-am lăsat să-și arate colții, pentru că știu cât e de rapid. Are imediat, cum a făcut Olea cu o idee, imediat, din aia se transformă în toată povestea și face toată povestea și așează tot. Și am zis, nu vreau să fac asta și m-am văzut de treabă și mai multe chestii s-au întâmplat ieri, foarte interesante. Ce s-a mai întâmplat? Poate mi-amintesc pe parcurs, că am o memorie foarte scurtă la evenimente. Da, oricum vreau să menționez că noi vom vorbi pe parcursul acestui webinar, vom vorbi, cum să zic, nu vom nega că avem ego, da? Nu negăm, că de obicei mie mi se pare că în ultimul timp s-a făcut o obsesie pe școală și 1-2, adică noi încă suntem în lumea asta duală, că ne exprimăm prin întrebări, ne exprimăm prin nedumeriri sau chiar dezbaterile, cum pot fi făcute dacă nu vin dintr-un ego anume, oricum ar fi ego nostru, nu știu, mai grăsuți, mai slăbuți, mai... Da, există și se manifestă. Că Marius așa ne spune, că atunci când nu mai avem întrebări, nu? Și noi încă suntem pe domeniul ăsta cu întrebările, încă suntem pe nedumeriri, chiar pe comparații am observat. Și ce am observat? Că din cauza că se vehiculează atât de mult, ești din ego sau asta e din ego, sau am observat, nu se spune o conștientizare pe grup fără ca cineva să vină să spună, păi e din ego sau nu știu ce. Adică parcă prea mult, da, înțelegem că e din ego, dar parcă e totuși prea mult așa vehiculată ideea de ego și parcă, nu știu, mi se pare că lăsăm un pic la o parte de a fi mai înțelegător. Parcă așa percep eu, poate, nu știu, doar din mine. Da, am înțeles ce zici. Poate că se reformează și un alt limbaj cu ego și suflet și bine cumva să ne repetăm ce acțiuni sunt din ego ca să ne le punctăm foarte bine în conștiință, adică să devină o chestie, cum să zic, normală, să știm ego-ul pe unde trece și să fie. Dar, da, poate s-a exagerat, da, nu știu, pentru mine nu are, nu cred că are importanța asta, cât are importanță practica cu care lucrăm și ce înțelegem din ea. Pentru mine asta e mult mai importantă decât ce se vorbește pe canal sau nu este. Da, nu vorbesc numai de canal, vorbesc chiar și de binarii, știi? Adică știm că dacă venim acolo, suntem cu ego la purtător încă și ne exprimăm din ego și... Fac o paranteză aici care am înțeles-o la Marius și are mare sens ce a spus. Când spunem că noi facem o acțiune și aia este o acțiune diavolească, este a ego-ului și noi spunem și sună că este divină, e fals. Pentru că noi când vorbim la noi,
Noi trebuie să ne asigurăm ca fiind ființe divine, că vorbim despre o acțiune pe care Divinul o face și dacă spunem noi, deci e ca într-o căsătorie, când femeia atacă bărbatul, spune, da, noi am făcut lucrul ăsta împreună. Când de fapt nu este așa, este atacul ei care a creat, ego-ul ei de fapt, ca mecanism, care a creat acțiunea aia și atunci ea folosește noi ca să camufleze, să nu se știe exact sursa atacului care vine de la ea, de la femei. Da? Îți dau un exemplu, când nu zic... Da, că... da. Și când bărbatul devine corector, ea ce face? Ea se închide în ea, da? Ego-ul ei o face să se închidă, cumva să nu vorbească de ce s-a întâmplat, să nu înțeleagă corecția de ce a fost făcută și în același timp să-l atace în continuare în subconștient, adică în interior ei, ego-ul lucrând în continuare, nedându-și seama că ea a făcut din ego acțiunea aia, da? Îi atacă câmpul bărbatului. Deci ea în continuare îi sparge câmpul prin atacul continuu în subconștient, în liniște, în izolarea aia pe care o face, îi crește nemulțumirea, dar sunt mai multe lucruri care se întâmplă pe fundal în subconștient, foarte puternice, știi? În primul rând apare programul din vinovățire, după aia apare învinovățirea. Depinde a cui, a lui sau poate să fie și a ei, că să învinovățească și singură. Păi ea, pentru că ego asta face, începe cu învinovățire, vai că n-ai făcut ce trebuia, da? Da, da. Și atunci se învinovățește pe ea și după aia învinovățește și pe bărbat, pe parcurs, pentru că el repetă acțiunea aia, da? Corecția se face continuu de divin, până înțelege că este ego-ul ei care a creat acțiunea aia, nu ca ea, că ea ca suflet nu ar vrea să facă așa ceva. De asta este important să cumva să izolăm ego-ul sau acțiunile lui ca să știm foarte bine care sunt acțiunile sufletului, adică să ne intre ca un tipar, să fie o ca la cum să zic, ca la armată ar trebui să fie programul ăsta. Dar nu în sens că să fim, adică să ne antrenăm de fapt în limbajul divinului. Asta este ideea. Când vorbim, să știm exact ce cuvinte folosim, pentru că dacă noi folosim un simplu concept care este a ego-ului și noi spunem că noi facem aia, automat programul ăla pornește prin eticheta aia pe care am pus-o. Da. Adică tu vorbești acum de dezidentificare, nu? Dezidentificarea, foarte important, că dacă vorbim la general, nu știm de fapt care este acțiunea ego-ului și care este a divinului. E mai bine să fie repetat, să spunem asta este ego-ului, cum ai spus tu, decât să nu spunem și să vorbim la general cum am fost învățați la general să vorbim în trecut. Că de asta e și nebunia în care suntem, pentru că noi nu am fost învățați să vorbim și exact, corect, cum ar trebui, știi? Nu știu, pentru mine e foarte important aspectul ăsta. E normal, Marian, că noi acum învățăm nu numai să ne purtăm, învățăm și să vorbim și învățăm chiar și să ne deosebim simțirile într-un fel. Da. Să ne dăm seama că ceea ce simțim, de unde vine, știi? De unde e o simțire din ego sau o simțire din divin. Da, de dar asta trebuie să o facem... Cu pacea, atâta tot. Asta ar trebui să fie un mod pentru noi toți, că noi fiind în tabără și adunându-ne, adică cumva energiile noastre ne-am adunat împreună aici, da? Deci este cu un scop. Nu ne-a adus divinul așa de oriunde, că vezi, din toate colțurile ne-am adunat. Cumva să ne facem și noi un mod de vorbire, să fim cât mai atenți la modul cum folosim eu ăsta. Da? Adică să cumva, dezidentificarea asta se face când înțelegem foarte clar mecanismul, că un simplu cuvânt care l-am folosit greșit ca un concept, ăla o să ne creeze o realitate. Știi? Da, da, da. Adică când tu știi că ego-ul creează învinovățire, automat știi când ești în starea de învinovățire, opa, sunt în ego. Eu nu sunt ego sau eu nu sunt gândurile și atunci te dezidentifici de starea aia și ieși din ego și intri în divin. Deci mereu o fluctuație între divin și ego. Și ideea este la sfârșitul zilei să fim cât mai mult în divin ca să nu mai intrăm în vechile programe și în vechile, să ne scurgem de energie continuu. Cumva să urcăm pe plus. Da, aici mai e, uite, încă o fațetă care
poate nu eram chiar așa de conștientă de ea, dar am aflat-o aseară într-o discuție cu cineva și în care a subliniat că ego-ul este prezent chiar și atunci când, de exemplu, suntem într-un binar și nu întrebăm. E persoana care e acolo în temă și noi nu avem curajul să întrebăm ceva ce ne trece nouă prin cap ca să dăm bine. Știi? Să nu ne punem rău sau să dăm bine sau să nu ni se dea peste ochi cu, din nou cu ego-ul, că am întrebat din ego. Și persoana cu care am discutat, eu mi-a spus că de fapt e același lucru. Că mai bine ești direct și întrebi, că oricum se exprimă ego-ul, decât să doar să o gândești și să faci frumos și doar să... Tu ce părere ai? Da, trebuie întrebat direct. Adică așa văd, nu trebuie. Ideal este să întrebăm direct, dacă, pentru că dacă o și mascăm și lăsăm să vorbească și tot nu, e fățărnicie, adică e... Dar cred că sufletul știe când trebuie să își vadă de treaba lui sau... Dar am înțeles ce spui. Dar vorbesc de momentele când simți. Știi? Când simți. Da. Că ai putea să spui ceva sau să întrebi și nu o faci? Da, da, da. Că spui eu știu să mă fac eu acum, nu să știu. Să te faci de cacao, nu? Da. Ideal, nu, adică... Nu ar... intervin așa acolo. Da, depinde de situație, zic. Cred că e foarte... Dar dacă știi în subconștient că stai că este ce spun ceilalți sau asta, da, acolo este un ego, pentru că ți-e frică de reacția celorlalți. Dacă o pentru faci... că cui e frică să fie penibil? Tot la ego, nu? Da, da. Dacă o faci conștient că întrebarea vrei să o pui ca să înțelegi ceva din chestia aia, din mecanismul ăla, da, nu știu, așa văd. Pui întrebarea și atâta tot. Da. Acum, ce reacție o să urmezi, asta este... Divinul decide, adică viitorul e mereu divinul, tu faci acțiunea mereu, dacă faci din suflet, lucrurile se întâmplă automat, nici măcar nu te mai gândești la ele. Exact, aici ai zis foarte bine, că așa simt și eu, exact, de câte ori am spus câte ceva, am spus pur și simplu mânat așa, fără să mă gândesc, știi? Intuiția, din prima reacție, din prima, știi? Da, din intuiție da, ai făcut-o, nu? Da. Da, deci da, da. Nu ți-ai făcut niciun plan când să întrebi? Nu, sau... nu, ah. nu, nu. Nu, n-am venit cu vreo întrebare de acasă sau n-am venit cu nimic pregătit sau să atac pe cineva sau niciodată. Au fost toate așa, parcă se înlănțuiau dacă s-a întâmplat. Și eu mai am o întrebare. Care ar fi părerea ta? De ce crezi că sunt atât de puțini bărbați în școala noastră? Și mai ales de ce? Că au fost toți tocați? Că au fost tocați cu toții, da, probabil. Și au mai rămas câțiva mohicani. Da. Ce să zic, este o întrebare foarte bună. Chiar am auzit-o într-un binar, a fost pus întrebarea. Spune, continuu, te rog, ca să... Adică, acum mă gândeam că ar fi o șansă chiar și pentru cei care sunt în școală să joace rolul ăsta de corector și totuși nu o fac. De ce oare? Ce crezi că îi împiedică pe ei să o facă? Adică eu mă gândeam că poate să fie un fel de, nu știu, nu vinovăție, dar nu știu cum să numesc, poate ei să nu se creadă destul de curați să fie corector cuiva sau ce crezi? Sau chiar nu vor să facă față energiei feminine? Sau le frică că sunt atacați? Sau încă lucrează la relația lor de acasă? Și asta e posibil. Care să le consume foarte multă energie? Sau, da, nu știu, nu pot să vorbesc în numele bărbaților. Da, dar, da, băi, vorbim din ego și vorbim așa, din păreri de asta. Da, e foarte bună întrebarea, dar de ce bărbații, nu știu, uite, ar fi bine de întrebat bărbații, fiecare bărbat să vedem ce are de spus. Din experiența mea îmi dau seama că o fac din cauza că femeile au nevoie de susținere, în primul rând,
Pentru că având energia asta dublă, mă gândesc că dacă gândurile unui bărbat sunt 100, a femeii sunt cel puțin 200. Deci, în primul rând, și voi fiind foarte focalizate pe detalii, îmi dau seama că ego-ul se activează foarte repede. Știi? Așa, conștientizând un bărbat ce simte despre o femeie, vă este și vouă mult mai ușor ca oglindă să vedeți ce să faceți ca să nu intrați în ego vis-a-vis de bărbat. Și bărbatului, de pe partea noastră, spun, ne ajută foarte mult să conștientizăm cât de sofisticate sunteți și să încercăm să nu vă mai înțelegem cât de mult, așa, în foarte multe detalii, să nu intrăm în detalii, doar să știm că asta este natura voastră, să vă acceptăm așa cum sunteți, da? Și să fim cât mai în acceptare cu natura pe care sunteți și să înțelegem și programarea care vi s-a făcut din spate, care e foarte puternică. Și în felul ăsta se câștigă pe amândouă fronturile. Nu este numai un front care câștigă. De fapt, e o comuniune de energie, o uniune de energie, pentru că înțelegem mecanismul de amândouă părțile, de amândouă laturile. Și ca să unim plusul cu minusul, cum spune Marius, și să nu mai împărțim în bine și rău, astea două energii trebuie calibrate foarte bine, adică să știi foarte bine rolul, ca să nu se intersecteze în ego, atât. Să știi exact ce au de făcut. Știi? Păi vezi că aici este iar o problemă, pentru că de obicei suntem în familie, prea puțin sunt soție, nu? În școală. De obicei câte unul din familie și doar unul cunoaște această învățătură și celălalt de acasă nu o cunoaște. Și ăsta unul e foarte greu să... Uite, ce vreau să-ți spun. Ca de exemplu, noi ca femei avem de schimbat, depinde câți ani ai în spinare, da? Avem de schimbat macazul. Ai mers, eu știu, cu capul înainte atâția ani de zile, acum trebuie să-l schimbăm. Am înțeles, suntem de acord, de asta suntem aici, facem schimbări. Eu una nu n-am reușit să le fac așa pe toate dintr-o dată, le fac treptat. Dar mi se uite, soțul e aici de față, am auzit de la el, da, când am patinat, că mai patinez, asta e clar, când am mai patinat am auzit, păi vezi că nu te-ai schimbat deloc. Deci și asta a fost cumva descurajator pentru mine, ca și când schimbările care le-am făcut sunt uitate, pentru că alea sunt făcute, dar dacă am mai patinat pe alea care încă nu sunt bine bătute în cuie, știi? Mi-a dat două așa peste ochi cu vorbele. Îți spun de ce a spus asta. Ia zi. Nu te-ai schimbat deloc, se referă la punctul ego-ului din momentul ăla. Din momentul ăla. Uite, asta e explicație. El se referă la momentul ăla, nu neapărat că nu vede schimbarea ta, dar faptul că momentul ăla nu e schimbată, atunci el ca corector o să-ți apese ego-ul cât mai tare să suferi ca să te trimite în divin imediat. Deci el o să folosească un limbaj care probabil femeia nu o să-l înțeleagă. Este foarte bine criptat de divin. Într-un mod în care să fie pus la colț, să nu aibă nimic de spus. Și atunci, femeia, dacă înțelege, măi, stai că e din mine chestia asta, ia să intru imediat. Voi aveți și energia să o faceți. Asta este frumos cu voi. Adică aveți energia să vă uitați în interior, să vedeți de la ce este. Eu așa văd, din punctul ăsta, adică noi nu avem energia asta, de asta probabil gândim și mai avem simplu. Avem energia, într-adevăr, avem, dar uite, știi că vorbeam mai devreme cu tine și ai spus foarte frumos, care, de exemplu, pe mine chiar m-a uns așa pe suflet, cum ai spus tu, că ești adeptul susținerii femeii fără bâtă. Da. Adică să nu dai în ea așa, adică fără milă, fără acceptare, fără înțelegere, pentru că, da, și chestia asta, știi, așa o vezi, ca o bâtă în cap, știi? Băi, am muncit și tu. Da, pentru că voi ați fost bătute suficient, adică cumva cred că am văzut în generații câtă bătaie și-a luat femeia, am văzut la bunici, am văzut asta. Noi aici, pe Școala Iubirii, nu suntem să ne batem, da, când trebuie corectat ego-ul, putem să fim foarte drastici, adică devin oricum ne mișcă exact cum cu interiorul vostru, dar în același timp trebuie să avem cumva, să fim atenți, să avem
cum O a spus, balanță cumva, poate. o balanță, da, o balanță, Da. să lăsăm un loc pentru orice se poate întâmpla, adică să fim în acceptare unul față de celălalt, să ne manifestăm calitățile divine cât mai mult, știi? Da, da, da. Și de ce să avem, de ce să avem acceptarea asta continuă, este pentru că este o informație nouă pentru mulți dintre noi și până este pusă în practică și până este concretizată, durează un timp. Este un timp de roadere, de asta, de cum se spune, este un timp de intrare în comportament, adică să ne dăm seama de lucrurile aia. Și nu toți din prima, un știi? Locaș, să-și facă locașul, știi? Da, să rodeze, să intre în comportament. Și atunci și femeile, normal că făcând 50 de ani chestia asta și dintr-o dată, într-un an să se facă schimbarea, nici bărbatul nu poate, adică noi, adică eu cel puțin spun, nu pot să am nicio așteptare că gata, trebuie să vă schimbați toate sau nu. Ideea este fiecare, dacă vă prindeți de mecanism mai repede, cu atât mai bine. Dar cu susținerea noastră, cred că vă ajută să integrați mai ușor, pentru că fiind corectate atâta timp și ajungând aici prin suferință, nici vouă nu vă mai arde de suferință. Adică să fim sinceri, cine mai Eu intră... cred că cele care vor să se schimbe chiar nu mai vor să da. Sufere, cred. Da, da. Și trebuie să avem răbdare, în primul rând, cu noi. Răbdarea asta e foarte necesară, să avem răbdare continuă. Pentru că și devine răbdare cu noi. Și uite-te și la Dumnezeu ce fel face. El ne lasă mereu cum suntem. Nu ne corectează, da, din față ego-ul, da, 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 dar în același timp este foarte răbdător cu noi. Deci asta e o altă calitate. Răbdarea asta trebuie să o avem. Eu cu soția, eu mi-am dat seama, dacă nu aveam răbdare cu ea, puteam să închid ușa și să o trimit afară, oricând. Dar mi-am dat seama, nu, are un program, are lecțiile ei, trebuie să fiu atent, să o las așa cum este, să înțeleg că este un proces, să o susțin cum pot, să o las să-și treacă suferințele, să nu intru în suferințele ei ca să nu prind și eu sentimentele alea, adică să nu intru să-i ascult poveștile ego-ului, să fiu indiferent de multe ori, să adică în funcție de cum simt interiorul, știi? De cum simt. De zi, de zi. Pot într-o zi să fiu foarte drastic, a doua zi pot să fiu foarte blând și bun. În funcție din interiorul ei, da. Da. Dar da, trebuie să facem asta între noi, în primul rând. Să învățăm să ne respectăm unii pe ceilalți. Cât timp a durat procesul cu soția ta? Cât timp ai avut răbdarea asta cu ea? Că oricum bănuiesc că a fost o perioadă destul de... A fost de când ne-am cunoscut, răbdarea. Ne-am în ani? Că... În ani, să zic, 17 ani. Dar bănuiesc că nu de la început simțeai foarte apăsător, nu? Bănuiesc că la început încă nu erai nici tu schimbat. Nu eram schimbat, dar observam programele care le avea foarte serioase. Da, da, da. De învinovățire, de chestiile astea, de... lipsa de comunicare, îi le spuneam din prima, deci chiar din primii ani îi spuneam. Vezi că aici este foarte necesară comunicarea. Spunea, da, am înțeles, dar nu făcea. Deci ego-ul s-a baricadat foarte mult, mulți ani. S-a ascuns, nu comunica deloc, mi-era greu să am o discuție ca între prieteni, pentru că erau programele din copilărie, din familie, de cum a fost crescută, că dacă făcea o greșeală să-i fie frică. Deci nu a fost tipul cum am fost, de exemplu, deci, eu. Practic, ea era și nesigură pe ea, nu? Era nesigură, deci nu, era frică de acțiuni, era frică să experimenteze cumva. Mm-hmm. Și frica asta mi-am dat seama că e de la lipsa... Lipsa, cred că este lipsa experienței de viață, știi? Ajungi într-o postură în care, nu, neavând foarte multă experiență, ego-ul se baricadează și atunci la fiecare experiență sau la fiecare decizie mai importantă te sabotează foarte ușor. Pentru că știi, da, că nu ai, știi că nu ai experiență și poate să spună orice poveste și o crezi și o iei în manifestare. Deci poți să începi o acțiune, să o faci,
și la jumate să te saboteze, să spună lucrul ăla, gata, te dă înapoi imediat și atunci te dă peste cap. Nu mai ai încredere, îți pierzi încredere, nu mai știi ce cu tine și atunci nici lucrul ăla nu se mai finalizează, pentru că el sabotează. Ego-ul asta face continuu. Caută cât mai mult să saboteze, să creeze suferință. Și eu nu știam chestia asta până la Marius. Știam că unde este ego, înțelegeam așa în mare, dar nu era general, era foarte general, pentru că și atunci eram în ego cât Canada, era cât muntele, adică încă activ și credeam că sunt cumva fac anumite chestii din divin, dar nu, eram în ego 100%, fără discuții. Dar înțelegeam cumva anumite chestii, adică aveam răbdare, adică erau niște calități care erau deja manifestate din trecut, care cumva nu le asociam sufletului neapărat, doar simțire sau intuiție pe care o aveam foarte activă. Intuiția îmi spunea ceva, imediat o ascultam. Adică am ținut foarte mult asta să-mi ascult vocea interioară. Și asta a ajutat foarte mult, pentru că nu am mai avut... Am avut siguranța că lucrul ăla o să iasă. Asta este. Nu am putut să mă saboteze ego, să spun stai că lucrul ăla nu iese. Nu. Dar făcând acțiunea aia foarte repetat și de foarte multe ori, din cauza experienței, deci din cauza practicii, asta este. Marius când spune practica, păi da, practica, că dacă faci de 1000 de ori aceeași acțiune, a mea una oară, știi că știi exact cum o să iasă. Deci nu mai e niciun dubiu în direcția aia. Da, până se transformă în automatism, știi? Da. Hai să trecem la întrebări. Ce zici? Spune-mi, da, putem să... Da, spune. Zi-mi asta cu perspectiva femei. Cum vezi tu, Iuliana, cum ar trebui bărbații să se comporte ca femeia să aibă o schimbare mai rapidă în interior? Eu nu pot să vorbesc decât din punctul meu de vedere, știi? Din punctul tău. Acumulat după experiența mea de viață, din toată viața și experiența din ceea ce trăiesc eu acum când încerc să mă schimb, când mă schimb și în primul rând cred că îi trebuie femeia să simtă că bărbatul de lângă ea are încredere în ea că se va schimba. Deci încrederea da. Este foarte importantă. Eu asta simt, știi? Da, într-adevăr, nu, la mine nu s-a întâmplat dintr-o dată. Las încetul cu încetul, am lăsat aia, pentru că le-am conștientizat, că nu le-am lăsat nici eu forțat, că nu pot. Nu am putut să le las forțat, pentru că așa zicea Marius, n-ai cum, știi? Trebuie să le conștientizezi, să înțelegi, da, nu mă mai interesează să fac lucrul ăla, că nu mă interesează. Dar trebuie să aibă încredere atunci, uite cum am pomenit mai devreme, pentru că eu așa îl simțeam, că nu e încredere. Chiar dacă acum tu mi-ai explicat și mi se pare, da, care logică, că el se referă doar la momentul respectiv când mi se face un reproș sau mi se aduce o critică. Doar în clipa aia, nu? Dar probabil că eu ca femeie stă în natura mea, știi, s-o generalizez, știi? Da, sau poate nu, da, pentru că ego se spune, uite, că n-a... Ego atunci imediat se panichează și o să răspundă că uite că nu vede nicio schimbare pe care o fac și munca asta e degeaba, știi? Deci cumva ego știe imediat cum să reacționeze la... În loc să spună... Da. Și cât mai există ego în noi, Marian? Cât ar fi el de săracul, din Africa, din așa, subnutrit sau... Eu zic așa că ego femeii, deși când e pe moarte, să zicem că acum... Ne imaginăm așa, suntem la mormântarea egoului unei femei, da? Eu cred că ăla și când e în groapă mai ridică puțin capul să mai zică două vorbe, știi? Și cam așa cred. Asta e firea, trebuie să ne învățăm și până îl dresăm noi de-a binelea cu totul și asta e, o să îmblânzească și el, o să se dea și o să se dizolve încetul cu încetul. Eu așa simt că se întâmplă. Da. Da, și deci încrederea în primul rând are foarte mare importanță pentru mine ca femeie să ai încredere că da, o să mă schimb și o să mă schimb din ce în ce mai mult. Și cred că trebuie să și iubirea aia, să simtă femeia că iubită și ea necondiționat. Acum știu că vine invers partea aia, trebuie femeia să iubească necondiționat. Da, fiind sentimentală,
Deci nu mai înseamnă iubirea necondiționată, ce însemna cu timp în urmă flori sau eu știu ce alte prostii, nu. Dar înseamnă așa, da, să mă las așa ca pe mine, să înțeleagă că am și o nevoie de timpii mei, știi? Și de spațiul tău, da, da, dar uite, da. Cum îți spun cu Alina, de exemplu, cu soția, deci măi, eu aș vrea să o mângâi mai des sau să fac anumite chestii, dar pentru că ea nu-mi dă iubirea aia, divinul nu mă lasă să o fac. Este nebunească chestia asta, dacă am înțeles eu cât e de serioasă chestia când femeia să fac un simplu gest, cât de mult contează, ci mult ne încarcă, știi? Că erau, să zic, seri când venea obosită și nu mă mângâia sau că zicea că sunt obosită sau... Perfect, am acceptat în interiorul meu. Deci, dar fără să las ego-ul să spună, vai, că ar trebui să mă îmbrățișez sau asta. Dar un simplu gest, de exemplu, să-mi ia mâinile la ea, la piept, sau să fac un simplu gest, să-mi aduce o bucurie enormă, știi? Fără având așteptarea aia, dar îmi dau seama cât sunt de importante, dacă voi ați înțelege cât încărcătură magnetică se întâmplă când femeia face simple gesturi, îl mângâi pe bărbat puțin sau îi spune o vorbă frumoasă, îl îmbrățișează, știi, noi suntem ca un copil și atunci divinul automat ne schimbă dinamica pe loc, făcând voi chestia, dar noi nu este invers, bărbatul nu poate să facă acțiunile astea, fără făcând voi prima dată acțiunea asta, asta este foarte important, nu ne lasă să le facem, nu că nu am vrea să le facem, chiar că vreau să le fac conștient, Parcă mă lovesc de un zid, parcă mă lovesc de un ghețar rece. Spui acum că tu simți, de exemplu, să faci un gest. Da. Spre Alina, de exemplu, și îl fac de multe ori, dar dacă îl fac repetat, îmi dau seama că e mecanic, nu mai este din simțirea aia interioară. Fără sentimentul ăla, da. Da, da, și atunci îmi dau seama că voi sunteți cea care porniți motorul. De la voi porniște motorul ăsta iubirii. De asta mai spun, femeia, de asta Dumnezeu se uită mereu la femeie, pentru că știi că femeia odată ce se schimbă și intră în feminitate, se schimbă toată creația pe loc. Da, deci da, nu da, este da. Așteptare. Da, deci e foarte important asta să, nu știu, pentru mine am înțeles acum în subtil de ce se întâmplă așa. De fapt, divinul nu poate să iubească, deci bărbatul nu poate să iubească femeia dacă nu este iubit el. Este iubirea care îi se întoarce. Asta este. Și de asta și femeia are mari probleme de înțelegere a stării astea, pentru că Dumnezeu de ce face asta prin bărbat? Ca să arate femeii că nu are iubire, că ego-ul ei este la maxim și că ea nu iubește. De asta ne forțează să nu facem. Și mi-am dat seama, când am făcut asta odată, am făcut ca experiment să văd. Știi, că am zis, măi, să văd, poate este și vreo excepție de la regulă. Dar nu a fost absolut niciuna. Când mi-am dat seama că făcând lucrul ăla repetat și ea nerăspunzându-mi cu iubire, da, ego-ul ei nu a fost afectat de niciun fel, mi-am dat seama că atunci o fac artificial. Nu mai era trăirea între... Păi, acum mi-a venit în cap, că îți dau dreptate la tot ce spui, dar mi-a venit în cap invers. Că acum, adică eu acum am încercat să mă pun între tine și Alina la povestea asta, știi? Și că tu spuneai că Alina când vine obosită. Și într-adevăr, că și eu am momentele mele când sunt foarte obosită, alerg după ăsta micul, deci pur și simplu mă termină. Și, într-adevăr, când vine soțul acasă, pe mine mă găsește gata, terminat. Caput, ok. Da, okay. Așa, okay. Dar asta vreau să spun, că cum spui că a venit Alina obosită și poate, într-adevăr, câteodată noi nu ne mai gândim și ar trebui, poate, nu că ar trebui, și câteodată tu ai încercat să vină din partea ta gestul. Știi? Da, poți să-i fac un masaj sau poți să-i fac, înțeleg că este obosită, dar... Dar eu știi când le simt astea, nu când vine el să, eu știu, să-mi facă masaj la umeri sau simt iubirea. Cum o puteți transmite voi? Altfel o simt. O simt când îmi aduce, de exemplu, o cană cu apă fără să o cer. Prin altfel de gesturi eu simt și îmi dau seama, zic, uite mă, zic, îmi arată iubire și îmi dau seama că eu n-am arătat în ziua aia, știi? Prin altfel de gesturi, prin gesturi din astea mult mai simple, că mi-aduce o cană cu apă fără să o cer și mie chiar mi-era sete în momentul ăla, sau
că, nu știu, face un gest din ăsta mic pentru mine, știi? Nu, el nu poate să le facă, asta încerc să zic, pentru că noi nu suntem încărcați în direcția să le facem. Este foarte complex. Sunt gesturile care, eu mă gândesc că sunt gesturile care el sau voi ca bărbați nu credeți că țin de sentimente, știi? Mm-hmm. S-a dus să bea o cană cu apă, adică totuși eu cred că divinul lucrează undeva și la un alt nivel, dar dacă tu ca femeie poți să citești gestul ăsta, îl iei ca un gest de iubire, știi? Am înțeles ce spui. În trecut, spun sincer că nu le luam ca și când erau normale. Nu le vedeam ca gesturi de iubire, știi? Dar acum pot să le văd și să le simt ca gesturi de iubire. Mici, așa cum sunt ele, sunt totuși gesturi de iubire și le simt. Eu cred că bărbatul face lucrurile astea când femeia începe să-l iubească. Când face ea gesturi de mici. Eu așa văd. Așa, adică dacă soțul face, e undeva în mine, chiar dacă eu e iubirea. Da, probabil ai făcut ceva cu o zi înainte sau s-a întâmplat ceva și divinul a pus să-ți aducă cana la pat. Pentru că dacă o faci numai ca să o surprinzi pe femeie, este mecanic, este dintr-un ego. Asta este ideea. Adică dacă nu o face din gândit. Păi nu o face din gândit, el trebuie să facă lucrul ăla în funcție de iubirea pe care tu i-ai dat. O să zic că ai lăsat o oră mai mult să stea pe canapea sau n-ai intervenit sau chestia asta. Schimbându-ți tu comportamentul, știi, în felul tău, el este obligat de divin să-ți aducă cana aia. Eu așa o văd. Mm-hmm. Pentru că și eu mă surprind făcând lucruri naturale fără să-mi dau seama de ce le fac. Și mi-am dat seama, este în funcție de comportamentul ei. Adică chiar când spune că e flat down la pat și că nu are, mai măcar o simplu mânghiere sau noapte bună sau poți să faci tu primul gestul ăsta sau știi simple gesturi mici îmi iei mâna, mi-o mângâi puțin sau faci un simplu gest, nu trebuie să faci cine știe ce simple gesturi mici ne încarcă enorm și atunci poate tot somnul nu este perfect, numai pentru un simplu gest că l-ai mânghiat pe față sau e la mâine și ai zis dragul meu, sunt obosit, dar uite sunt cu tine acum în seara asta, atât. Nimic mai mult, o frază, atât, o susținere, să vedem că cumva suntem și noi pe lângă voi. Pentru mine ce mi-este complicat de înțeles este că toată ziua vorbești numai de tine, femeia vorbește, adică are tendința asta să discute cum a fost ziua ei, nu știu ce, dar dacă se fac un mic gest din ăsta, ia foarte mult, nu știu, parcă e complicat să le facă, parcă egoul ține expre la domeniul ăla, că știi că domeniul ăla îl încarcă pe bărbat. Da. Și atunci, încărcându-l pe bărbat, ce se întâmplă? Se vindecă și femeia mult mai ușor. Pentru că atunci susținerea bărbatului este îndreptată spre femeie și este mult mai atent la ce se întâmplă. Îi merge afacerea mult mai bine, aduce abundență, aduce mult mai multă stabilitate și atunci lucrurile se aliniază mult mai repede pe făgaș. Știi? Eu așa văd. Și un dar simplu vezi că aici este și o... Pentru că cine ar auzi, poate ar putea să facă lucrurile astea ca femeie, vorbesc mecanic. Dar eu cred că și asta simțiți. Cred că chiar și din partea femeii, un gest mecanic, eu cred că e gol. Da. Dacă nu vine cu încărcătura aia ei de grijă, de iubire, de căldură, știi, pentru... Adică să zici că ți-ai pus tu în cap, uite, a venit de la serviciu și trebuie să îi zic eu ce bine îmi pare că ai venit acasă, dragul meu, știi? Da, vezi ce nebunie este, noi trebuie să ne reînvățăm să facem niște lucruri care ar trebui să fie normale. Asta este. Da. Și la început poate să fie mecanice, chiar că bărbatul simte gol, măcar vede că are intenția să se schimbe, chiar că să zic că n-a făcut-o 15 ani, să zic, da? Și s-a apucat să facă. Face gesturi mici, începe să facă asta, bărbatul vede că adică trebuie să fie undeva un început, știi? Adică trebuie să fie o formatare care se întâmple și să încerce să-și reamintească gesturile divine, adică lucrurile care o femeie ar trebui să le facă, nu? Adică hai că mi-a venit, știi? Acum, mi-a venit ceva să râd. Îți dai seama în ce nebunii unde suntem? Ne învățăm niște gesturi care ar trebui să fie normale, adică cum să mă duc la o școală acum să văd cum să mângâi bărbatul, adică e o nebunie. Sau când?
sau când să, sau când să-l aștept să văd, să fac strategii sau unde, da, adică da, unde, da, este, de asta e, mai mult, e ceva, mai e ceva caragios, adică funny, așa că știi că am auzit într-un webinar în care povestea Norișor că ea se duce și cere voie soțului dacă poate să intre în binar sau ceva de genul era. Uh-huh. Și Marius era foarte încântat. Zice, wow, uite ce frumos! Da, n-am mai întâlnit așa. Ea nu i-a zis da lui Marius până nu și-a întrebat soțul. M-am zis, zic, băi, nu e o idee. Zic, să pun și eu în practică. Deci am întrebat odată, zic, poți să... Chiar cu tine trebuia să vorbesc pe telefon, zic, pot să vorbesc și eu cu Marian, că știu că ne încingem, nu de alta, că nu e ca și când vorbim două minute, știi? El, da, știi, dar cu niște ochi așa la mine. Pe urmă, iar m-am dus peste o zi, nu știu ce, pot să vorbesc cu nu știu cine. Da, a treia oară când m-am dus, mi-a și auzit ceva și ea mai lasă în pace. Ce zice, că suna bătaie de joc. Nu s-a obișnuit, e ca și când credea că eu îmi bagi joc de ea, știi? Zice, până acum n-ai venit și acum zice, ce-ți venit în Giurgiu? Fă, dragă, ce vrei! Da, da, dar bărbatul, da, așa este, așa, așa este, cum spui. El cred că doar vrea să vadă că este, îi se cere și lui părerea cumva, știi? Îi se dă autoritate, știi? Nu este că neapărat trebuie la fiecare gest să-i cere, să-i cer permisiunea, cât mai mult să știe că este și el prezent în casă. El îl interesează doar că are prezență în familie. Așa simt. Adică asta este susținerea voastră, că ne arătați că contăm și noi cumva în viața voastră. Știi? Cu fiecare gest de genul ăsta, că îl întreb, pot să fac asta, dar nu neapărat că îl întreb că din frică. Îl întreb ca să-i spui, măi, tu ești capul familiei, uite, am și eu nevoie de susținerea ta, pot să fac lucrul ăsta? Și atunci el spune da, pentru că intenția ta care o ai în spate, bărbatul o citește la milimetru, el știe exact de ce vrei să o faci. Nici nu trebuie să deschizi gura, el știe exact mișcarea cum o faci, modul cum vorbești. Noi studiem toate astea, e ca un scanner care îl facem pe loc. Și femeia se miră că de ce cumva îmi răspunde așa, păi el îmi răspunde în funcție de intenția adevărată care e în spatele acțiunii, știi? Și dacă femeia ar înțelege asta, că el răspunde la exact cum interiorul, fără să se uite la vorbi, cred că lucrurile ar fi mult mai ușoare. Femeia s-ar asigura, adică ar fi mult mai atentă cum vorbește, știi, cu bărbatul. N-ar mai vorbi tot felul de prostii și tot felul de chestii care n-au nicio noimă, știi? Ar spune lucruri esențiale și, adică să aibă sens pentru el. Pentru noi e foarte important să vorbiți simplu și sincer. Așa este gândirea noastră, dar bine, cred că până vă recalibrați să faceți asta, este o muncă interioară care, știi, adică nici să vorbiți toată ziua, am observat că femeia are tendința asta să vorbească continuu, chiar că bărbatul ascultă sau nu ascultă, dă și toacă și bodogănește acolo tot fel de prostii, bărbatul e deja plictisit cu nebunia cu care are de lucrat zi de zi, mai vine și acasă și aruncă, uite, și aia, și aia, și tot felul de detalii, uite, și s-a întâmplat și asta. Bărbatul chiar nu-l interesează, vrea ceva concret, zi-mi despre ce e vorba, ce vrei să facem în casă, avem ceva de lucrat, este ce... Adică, știi, noi căutăm esența la lucruri, nu căutăm multă vorbăraie și niciun sens, știi? Asta ne consumă foarte multă energie. E mult mai ușor cumva, atunci când femeia încearcă să se recalibreze și să se obișnuiască cu noua ei stare, același lucru eu cred că se întâmplă și bărbatului. Pentru că și la soțul meu se întâmplă lucrurile astea, adică tot ca o recalibrare și ca o... Pentru că tot așa, eu nu mai dau importanță la toate, de multe ori uit toate nimicurile de peste zi care se întâmplă, știi? Nu mai simt nevoia să spun, nu știu, exact cum spuneai tu, cum odată spuneam, de la cap la coadă, de la prima respirație până la ultima, deci erau interesante sau nu, de acolo, dar aia nu este, aia este lipsă, aia e lipsă de respect, știi, din ce cauză, pentru că îi toci energia. Prin chestia aia, da, tu scazi energia, nu, știi? Noi nu știam, noi ziceam că inconștient. Așa e relația, că trebuie să vorbim, știi? Că noi vorbim acum, că...
Ei, acum nu mai fac și el acum îmi spune că nu-i spun totul. Știi? Încă nu s-a recalibrat un pic. Încă nu, el are impresia că dacă înainte spuneam atât de multe, acum ascund. Înțelegi? Nu-i spui totul, Da. poate simte în subconștient că mai sunt niște lucruri care ai putea să fii mai sincer cu el și nu le faci. Eu Asta nu înseamnă. realizez nimic. Eu nu simt Da. că ascund nimic. Nu știu ce, nu-mi dau seama de ce aud vorbele astea, știi, de la el. Și nu des, dar oricum le-am auzit, știi, de câteva ori, care îmi spune că nu, că are impresia că eu nu știu, nu-i spun totul. Dar eu nu am nimic de ascuns, nu am nimic aparolat, adică el știe toate parolele mele, poate să uite, să vadă, să nu simt nevoia să ascund nimic. Dar dacă n-am spus, mi se pare că eu cred că chiar am uitat lucrul ăla, nu l-am omis vrând. Am înțeles, nu l-ai făcut-o voit. Dar Da, nu. în interiorul tău mai sunt programe de învinovățire sau chestii de genul ăsta? Mai De sunt lucruri? învinovățire nu prea am avut programele, să știi. La Nu? capitolul ăsta nu, n-am avut programe de învinovățire, le-a luat sora mea pe toate. E aici. Le-a luat ea, bravo. Campioană, bun. E perfect. Da, eu nu prea le-am avut pe astea, prea puține și mi-au trecut repede. Dar nu știu ce alte. Singura învinovățire care am avut-o la viața mea, simțeam de mult că nu fac ce trebuie în viață și că mirosesc viața. Cam așa, știi, trăiam, cam așa simțeam. Nu, cum trăiai, cum trăiești acum, adică te uiți la când spui Acum cu n-am nicio treabă, nu înțeleg foarte bine că asta de azi sunt datorită celei de ieri și gata, punct. Da, e probabil că calibrarea se face când probabil când ai să te lași tu de tot, adică în orice bărbatul simte Eu... ca o pace când femeia e în răsare totală. Nu știu, este un sentiment foarte interesant. Eu nu l-am mai simțit decât anul ăsta, zic sincer, la Alina. Deci, tu m-ai întrebat de când am avut răbdare. Înainte de Da, Marius, da. era ca o pregătire cumva ce mi s-a întâmplat. Și faptul că am avut răbdare și am stat și am acceptat programele ei, este, cred că mi se pare, cea mai grea poziție a bărbatului, să vadă femeia că suferă continuu și urlă și plânge, și el să fie în continuare acolo și cumva să aibă încredere în divin că lucrurile o să se așeze cum trebuie în momentul când o să se așeze. Asta este cel mai greu Da. ca program. Adică să-i accepti că are programele ei, cu toate că ești și tu îmbarcat în situația aia, chiar că tu, să zic, ai trecut de multe experiențe de genul ăla și ai înțeles că programele sunt ale egoului, cu toate să trebuie să-i accepti egoul ei unde este, fără să intervii sau fără să încerci să-i schimbi starea prin care trece. Adică să o lasă să treacă prin toate nebuniile egoului și prin toate frământările, că sunt perfecte. E Să intre nivelul în la... normalitate, știi? Da, să intre în normalitate, să-și facă rodajul, da. Da, Exact, da, cred da. că asta este, da. Dar bărbatul când spune că nu mi-ai spus tot, sunt sigur că simte altceva în interior. Adică nu spune așa... Posibil că simte, dar nu știu ce, Da... că la capitolul ăsta cel puțin de... Nu, eu nu știu Păi, ce. e ușor, te uiți la tine, te uiți la ce lucrezi, te uiți în interior, ce este. Ești în stare de acceptare, ești bucuroasă de viață, apreciezi fiecare clip, îi mulțumești Divinului, adică te uiți foarte, nu știu, te uiți în interior, mănânci foarte mult, să nu faci nici abuz pe mâncare, adică și chestia asta, pierderea asta de energie, bărbatul imediat se activează, Da, asta știi? e că posibil să nu fie, știi, corespondentă pe linia aia, știi, să vină după altă pierdere, știi, de energie. Da. Bun, hai să vedem ce întrebări ai preparat. Da, ca să fie clar pentru toată lumea, Marian cam știe autorul întrebărilor. Da, am fost și eu surprins de autor, dar e ok. Putem să vedem Da. una câte una și nu e, Haide că... chiar nu mi-am preparat. Am văzut întrebările așa în mare și mi s-au părut interesante. Și hai să facem un birou să vedem ce este. Da, uite prima întrebare care îmi vine mie aici sub ochii, zice, dacă te-ai atașat de vreun suflet de pe grup? Nu. Nu? Am fost foarte atent să nu mă atașez de absolut nimeni. Și am menționat
tuturor sufletelor cu care intru în contact și cu care am o legătură, să zic, mai strânsă, că comunicăm zilnic, să zic. Chiar am menționat asta repetat, să nu cumva să ne atașăm unul de celălalt, pentru că o să ne pierdem și nu o să mai fim prieteni. Da, adică devin o să ne desprindă. Nu, chiar n-am făcut-o. Și am fost foarte atent cu asta. Dar asta am făcut-o din ce cauză? Că am observat atașamentul din viață. Nu mă refer la tabăra iubirii, mă refer în viață. Când m-am atașat în trecut de ceva, în special pe partea materială, la asta am avut de lucru foarte serios. Și încă mai am câteodată, deci nu este terminată asta, pentru că sunt într-o... Având acces ușor la abundență, e foarte ușor ego-ul poate să se infiltreze foarte subtil la orice lucru. Minim, trebuie să fiu cu ochii cât cepele, știi, pe el. Da, da. Cumva, da? Pentru că e una să nu ai și una să ai foarte mult și să... să ai mereu acces. Știi? Știi cum e, Marian, și dacă n-ai, tot atașament poți să faci. Pentru că atunci când nu ai, te atașezi și mai și. Că uite, am un singur lucru și țin de el. Da, și asta. Dacă n-ai foarte multe, ego-ul se infiltrează în multe direcții. Asta este. Da, și el știe că pe acolo poate să scurgă energie și o să te captureze pe fiecare domeniu. Dacă știi că poți să te duci în vacanță, o să spune, păi hai, bagă-te în vacanță. Ți-a luat și biletul de avion. Fără tu nici măcar să nu știi, nici să nu te gândești, ești deja îmbarcat în locul 37, poziția 2. Deci acolo ego-ul e foarte rapid, deci acolo trebuie să fii foarte atent. Dacă știu că mă duc în vacanță, spun nu, poate bănuția poate să-i folosesc în altă direcție, fără să-mi fac o plăcere. Să văd cum este, să văd anul ăsta, să experimentez fără nicio vacanță, să văd, hai să văd, am să mor? Că nu mă duc în vacanță. Exact. Știi? Îi dau de treabă, îi dau de forcă invers. Da. Mai ales acum, să vedem dacă ce se întâmplă cu eu, mai ales că s-au dat drumul la avioanele din Canada. Tot îi dat drumul. Da, este dat drumul acum. Dar am observat că nu mai fac niciun plan fără să fiu, să am atenționare de la Dumnezeu. Deci dacă nu vine de la El, absolut tot trebuie să vină de la El. Fiecare semn, fiecare chestie trebuie să apară de la El. Nu pot să fac nimic de capul meu. Acolo este ego. Ia zi, și cum deosebești? Cum faci deosebirea că a venit de la Dumnezeu sau a venit din căpușorul tău, din ego tău? Prin oameni, observ. Prin oamenii care vin cu mesaje, mereu. Uh-huh. Repetat, dacă îmi vine un mesaj și este foarte clar, știu că este, adică știu sigur că este un mesaj de schimbare. Știi? Mm-hmm. Și dacă am un plan, să zic, îți dau un exemplu, întoarcerea în țară. Da. L-am aruncat în univers și l-am lăsat acolo, dar nu mă gândesc la el repetat ca o obsesie. Deci nu o fac. În trecut o făceam și mi-eșea. Ego-ul ieșea acțiunea aia, dar după aia mă desprindea de vinul, mă rupea de realitatea aia, că nu era a lui, era ego-ului, da, știi? Da. Deci ego-ul poate, prin faptul că imaginează continuu, creează realitatea. Deci este o realitate egotică, nu este o realitate divină, făcându-se prin voia lui. Știi? Lucrul ăla. E ca la, cum ai spus, ca în relații, când femeia vorbește mecanic. Bărbatul simte chestia. Așa și divinul ne simte pe noi când suntem în ego. Și ne lasă. Adică bărbatul lasă pe femeie, vorbește, fă lucrurile aia mecanic, dar într-o zi ți închid ușa și ai să vezi ce fel te simți. Exact așa lucrează și divinul cu noi. Da. Zice, care ar fi părerea ta dacă ai renunțat la mâncarea alcalină? Crezi că nu mai poți sta în divin? Pentru mine mâncarea alcalină, da, este... Nu că n-aș mai putea sta în divin, dar îmi văd frecvența cum îmi scade. Deci mă ajută foarte mult mâncarea alcalină. Chiar am experimentat asta când a fost, săptămâna trecută. Deci mi-am experimentat plăcerea. Am zis, hai să fac plăcerile și să mănânc cât mai puțin alcalin. Și am observat cât de ușor intram în ego. Deci intrarea în ego este mult mai ușoară. Ce s-a întâmplat? Faptul că, să zic, că mănânc prăjituri sau că mănânc lucruri acide, îmi apar gânduri, au apărut sau îmi apar visii.
care în trecut, când comparam, când mănânc, adică când sunt atent ce mănânc, nu mi-apare. E o stare de bucurie, de liniște continuă. Da, da, deci, da. Cumva, nu știu dacă este faptul că ego-ul meu s-a atașat de dieta alcalină, dar îmi văd stare imediat când beau un ceai sau când folosesc o plantă care tot din vinul le-a făcut. Adică dacă o luăm, nu este mâncarea firească pe care ar trebui să o mâncăm, dar noi nu o mâncăm. Asta este ideea. Este exact cum am vorbit acum cu comportamentul pe care noi trebuie să ne reeducăm să ne-l facem. Este exact și cu mâncarea la fel. Pentru că dacă spunem că aia nu contează, după aia ne trezim cu tot felul de gânduri și de... Da, pentru mine este... Nu că este un atașament, cred că mi s-a format un mod de trăire în alcalin. Pentru că am văzut beneficiile în trecut când nu mâncam alcalin și când sunt pe alcalin. Este o mare diferență. Deci, crezi că ajungi, dacă nu, dar ești aproape de să absolutizezi chestia asta cu alcalinul? Nu cred că absolutizez. Cred că este mai mult o chestie care am încercat atâtea diete sau atâtea moduri de a mânca că mi-am dat seama că ăsta a fost cel care chiar am văzut un rezultat, a funcționat și fiind bolnav atâția ani și tot căutând stânga-dreapta, când un lucru funcționează, pentru mine a funcționat. Acum nu vreau să schimb pe nimeni cu dieta alcalină sau să conving pe nimeni. Pentru mine chiar a funcționat. Din ce cauză a funcționat? Mi-am văzut starea interioară, ce fel s-a schimbat. Am văzut gândurile că s-au redus. Am văzut atâtea beneficii pe care, cum să zic, nu le-am văzut cu altă mâncare. Este foarte importantă și învățătura lui Marius, dar trebuie să înțelegem, ea fiind o învățătură foarte simplă, auzind-o, dar punând-o practică, folosește foarte multă energie, pentru că ego are foarte mult tract. Pe mine mâncarea alcalină sau modul ăsta de m-a ajutat foarte mult, pentru că mi-a oxigenat creierul în primul rând și având mult mai multă energie am observat ego-ul mult mai ușor. Deci a făcut o mare diferență. Dacă aș mânca, să zic, cartofi prăjiți astăzi și aș mânca tot felul de bălării, n-aș putea, nu mi-ar veni conștientizări, n-aș avea conștientizări. Deci mă trezesc la două dimineața, mă trezesc din pat, mă apuc să scriu conștientizările. Dacă aș fi mâncat carne sau alte brânzeturi, n-aș avea conștientizările. Sunt conștient pentru că îmi știu starea, observ frecvența ce fel se scade când mănânc acid. Și mi-apar frustrările. Îi văd ego-ul cum începe să pornească. Și are ca un motor așa, pe subtil. Pornește încet, încet. Poate nu pornește din prima, dar imediat are tendința asta. Hai la mai multe plăceri, după aia a doua zi faci repetat lucrul ăla. Da, deci am conștient, da, pentru mine are importanță, nu știu. Pentru mine are importanță mâncarea alcalină. Ia da. Să vedem ce mai zic aici. Când sunt transformări la nivel de ego... Feminin se văd și în Alina? Nu înțeleg întrebarea foarte bine. Tu înțelegi? Da, cred că când se schimbă... Sunt transformări la nivel de ego feminin. Se văd și în Alina? Da, am înțeles întrebarea. Probabil când se întâmplă pe grup la ego-urile feminine, dacă se vede și la ea. Eu am văzut odată, adică am observat asta când s-a făcut o scădere de un program care s-a făcut pe canal într-un binar, am văzut că ea mi-a vorbit de exact același lucru despre ea în ziua respectivă și am făcut corelarea că dacă unele suflete de acolo fac se fac transformările, cumva simte și Alina. Deci da, cred că au probabil are o semnificație undeva, este. Dar nu o iau ca o regulă. Deci dar am observat că s-a întâmplat asta, da. Probabil că trebuie să aibă și ea programul respectiv, poate, dacă are un program care să... Da, să coreleze cu ce se vorbește în binar. Da, schimbări sunt. Asta este... Și probabil că și în interiorul meu, conștientizând programul ei și observându-l că se dizolvă la voi, probabil că o ajută și pe ea, adică mă ajută și pe mine să am mai multă înțelegere față de ea, ca să poată să treacă și ea programul ăla mai ușor.
Da, da, da. Știi? Adică acceptarea faptului că există programul ăla în voi și în mine, pentru că și noi, cu toți avem aceleași programe. Și din vinovățire și toate astea. Adică nu se poate în viața asta să nu le fi trecut niciunul din noi. Adică tot avem o... Da. Știi? Se intersectează un chestiile. Procent, da, un procent, un procent mai mare, mai mic, depinde fiecare pe ce domeniu a lucrat mai mult. Exact, da. Dar ajută, ajută foarte mult tot grupul, toată tabăra o ajută, adică soția o ajută, îi văd schimbările, probabil că simte și ea energia asta și de asta este și așa de maleabilă și îmi dă libertate totală, că își dă seama, ea știe, adică își dă seama ce rol mi-a dat și divinul, că îmi dau seama, măi, cum am materializat aici și într-o dată se întâmplă atâtea și în binare și mă pune și în locul ăla și în locul ăla și în locul ăla și îmi dă energie și mi-am dat seama că și susținerea ei este foarte importantă, pentru că mi-a dat libertatea să fac chestia aia și nu trebuie să mă cer cu ea să-i explic, să-i dau 100 de explicații ce fac. Are încredere totală că cu orice femeie vorbesc. Este un respect, este o disciplină acolo, nu mă duc să o invit la cafele sau să ies cu ea sau să-i dau un apropo. Da. Deci simt în interior că o fac cu alt scop, cu alte intenții. Da, da. Știi? Și cu toate că Marius spune, nu e bine să vorbiți cu bărbați, cred că fiind puțin bărbați și voi ca femei aveți nevoie de un suport ca să vă schimbați în funcție de bărbații voștri, este important și o discuție cu noi ca o întrebare sau, măi, ca niște colegi, ce trebuie să fac în poziția asta, că m-am săturat să-l toc pe bărbatul ăla. Și noi având intenția pură să vă ajutăm doar în perspectiva asta, nu cred că este nimic rău în treaba asta. Noi ne ajutăm aici ca colegi, ne ajutăm să înțelegem mai bine mecanismul ca să ne fie bine la toți. Să ne fie bine la toți și familiile noastre și toți. Da, deci pentru mine asta e, cred că de asta și fac lucrurile astea în privat sau e efectiv doar în perspectiva asta. Da, și ai dreptate, pentru că femeia e atât de dezvoltată emoțional și are antenele astea atât de... Și e normal că ea simte că tu nu faci nimic așa zis rău, știi? Da, da. Da. Ea nu îi se naște nicio gelozie din activitățile tale. Da, și de asta am și menționat și foarte bună întrebarea cu atașamentul. De asta nici nu fac atașament. Pentru că dacă aș face atașament, aș deveni gelos, aș face alte lucruri pe care ego-ul e practică, maxim. Și neavând atașament, nu pot să fac așa ceva, pentru că nu am nicio intenție în spate. Da. Intenția este doar să fac susținere. Atât. Cum și ceilalți m-au susținut și pe mine. În tot parcursul ăsta, tu vezi, este susținere reciprocă. Fără ea nu funcționează, nu merge. Da, 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 da. Da, este muncă individuală, dar în același timp și în grup, știi? Adică lucrăm în grup, dar reciproc. Atât individuală e, da. Pentru că singur până la urmă ajungem, știi? Ceilalți doar ne susțin, munca tot noi o facem. Ne mai trebuie niște cărji din când în când, asta este clar. Din când în când ne mai trebuie niște cărji ca să înțelegem ce se întâmplă cu noi, știi? Și înțelegând mecanismul sau înțelegând situația care este, atunci se face și dizolvarea programului ăla în interior și acționăm din altă dinamică. Da, da, da. Știi? Și asta am observat și cu voi. Când vă curățați foarte multe programe cu ajutorul ăsta, și realitatea vi se schimbă în mult mai ușor. Și atunci vedeți ego-ul mult mai clar. Da, da, da. Că nu mai este așa de stufos. Ridică voalul ăla de care tot... Da, exact. Sau se mai rărește, sau se ridică, mai pică de pe un ochi, știi, mai... Ia să vedem, Marian, ce mai zicem mai aici? Cum reușești să accepti lipsa de cunoaștere a învățăturilor lui Marius venite pe canal, dacă el le deține în profunzime? Cum reușește să accepte lipsa de cunoaștere a învățăturilor lui Marius venite pe canal, dacă el le deține în profunzime? Adică cum reușești să te ții zero reacții, zero critică și judecată la cei care vin cu lipsuri în învățături? Sau... Nu mi iese mereu, adică nu pot să spun că am ajuns la un nivel unde să fiu perfect sau n-am să zic asta niciodată, este o muncă continuă. Deci ego-ul mai are scăpări.
dar sunt foarte atent să nu să nu reacționez, să nu las, adică să înțeleg ce se întâmplă, dacă am o reacție să-mi dau seama că este reacția din interiorul meu care a provocat chestia aia și să accept fiecare lucru așa cum este, adică ego-ul are tendința mereu să-l vadă pe celălalt greșit. Asta este. Să spună că ăla e mai greșit, că n-a făcut ce trebuia, să le ia să le ia așa peste picior. Dar sunt foarte atent la reacțiile astea, să nu le am. Cu toate că nu-mi iese mereu, dar sunt conștient de ele și sunt atent. Pentru că înainte le făceam zilnic 24 din 24. Deci ego era maxim, era în forță maximă. Acum, dacă mai scapă, asta este. Am văzut că este din ego, am conștientizat, am acceptat și merg mai departe. Următoarea întrebare. Cică, ce simte pentru bărbații din grup? Nu știu. Ce să simt? Iubire? Ce să simt? Asta simt față de ei. Ți-am spus, în trecut am avut cu Mircea 7 ceva din cauza dietei, dar acum am înțeles că experiența lui care a fost perfect așa cum este. Și nu am ce să spun că mâncarea alcalină e mai... Din perspectiva care am trecut-o, am văzut, am testat și laptele, am testat, bun, am văzut că din experiența mea asta a ieșit altfel cu alcalinul. Dar din experiența lui, poate asta l-a ajutat și eu îl respect și îl iubesc. Deci nu am nicio problemă cu absolut, adică nu vreau să absolutizez nici mâncarea alcalină, dar acolo a fost cumva o chestie care nu am înțeles-o în subtil, de ce cineva promovează un lucru acid spunându-se că se face bine din el, pentru că asta tu observi, ni s-a spus multe lucruri, ni s-au spus care nu au fost cu adevărat și acum le observăm fiecare, măi, chestia ni s-a spus atâta timp că a fost bună, dintr-o dată nu mai este bună, deci ne dăm seama de fapt de ele acum, da? Deci acolo a fost intersecția de opinii, dar în același timp trebuie să înțelegem că fiecare suflet în căutarea asta are parcursul lui și este perfect divin, pentru că divinul tot este în spatele acelui suflet. Și nu pot să spun că e greșit sau că ce a făcut el nu este bine. Nu. Și ce am mai avut cu Bogdan, că s-a atașat. Odată am simțit atașamentul puternic și am dat bloc. Și el știe asta și am învățat amândoi o lecție că nu avem de ce să ne atașăm. Chiar vorba de atașament. Trebuie să practicăm chestiile astea și pe grup. Adică și noi între noi trebuie să fim atenți la reacțiile noastre când sunt din ego sau când sunt din divin și atașament de ce am face în primul rând. Pentru că aici suntem toți, trebuie să fim liberi în exprimare fiecare și să nu avem niciun atașament de nimeni, așa văd. Adică doar așa am putea asigura că școala asta să se ducă mai departe. Că mă uitam și la Marius. Marius nu se atașează de nimeni. Da. Nu are absolut niciun atașament de nimeni. Îl simți în interior că nu are... vorbește de cineva mai bine ca despre altcineva. Nu, eu n-am observat chestia asta și nu... Nici măcar... Deci nu luându-l pe el ca model, dar spunând și în viața de zi cu zi. Dacă noi ne atașăm de bărbați sau de soții, îl pierdem. Deci e bine să nu o facem. E bine să nu o facem nici între noi. Adică să ne respectăm cumva chestia asta. Asta cu atașamentul, eu, sau neatașamentul mai degrabă, l-am experimentat de 30 ceva de ani cu cea mai bună prietena mea. Nici nu știam despre ce e vorba. Eu mă miram cum de a rezista prietenia noastră atât de mult. Ne cunoaștem din liceu și... Am rămas prietene, dar ce fel de prietene, Marian? Când ne vedem, vorbim ca și când ne-am despărțit ieri, dar când nu ne vedem pentru că suntem pe continente diferite și avem perioade lungi, nici măcar aproape nu ne sunăm. Deci nu toată ziua stăm pe telefoane, nu ne povestim viețile intime, nu... dar când ne întâlnim e ca și când nu s-a răcit nimic între noi. Și eu mă miram, zic, cum am reușit? Exact
datorită, cred că, acestui neatașament. Noi nu ne-am atașat și am rămas așa pe, nu știu, o linie continuă de iubire. Da, și când nu te atașezi, lași loc divinului să apară mereu, să Da, facă da. lucrul ăla proaspăt, să fii mereu interesant, să fii captivant, adică să fii discuții libere, fără să ai nicio așteptare pe fundal. Și atunci, da, lucrurile ies minunat. Da. Așa. Sunt lucruri care noi cred că toți le-am experimentat în viața asta, dar n-am știut ce facem, știi? Nu știam ce facem. Și vorbim acum de lucrurile așa zis bune, că am stabilit odată, vorbim și din ego acum și folosim bun și rău ca Da, să ne am înțelegem. înțeles. E ok. Ok. M-ai întrebat de bărbați ce mai simt. Uite, cu Neluțu Da. am avut chestia asta cu Dogma, am avut judecată la el și am spus că eu îl accept așa cum este, adică am ajuns la un nivel de înțelegere că nu am ce să, nu am, trebuie să-l accept și pe cel dogmatic și pe cel, adică să nu mai văd pe nimeni greșit, să înțeleg că fiecare are un traseu, dar în trecut am avut-o și el știe că am avut adică am avut discuții în trecut și am ajuns un fel de acceptare unilaterală de amândouă părțile, Da. să înțelegem că fiecare experiență este perfectă așa cum este, deci nu avem ce să impunem celuilalt, cumva un traseu e mai bun sau e mai rău, știi? Este fiecare, avem drumul nostru și o să ajungem tot la Dumnezeu în funcție de ce facem ca practică și ce vedem. Și atunci a căzut și chestia asta, că am avut o tensiune în trecut cu chestiile astea și i-am explicat de unde a venit, dar din simplu fapt că am fost cumva, nu am fost pe partea asta dogmatică deloc. Mi-au plăcut lucrurile simple și clare și care au aplicabilitate. M-a interesat foarte mult asta, mecanica asta fină. Din ce cauză? Vezi Pentru că că Neluțu probabil că a venit și ca oglindă la chestia asta, că tu nu ai fost deloc expus la da. partea dogmatică, ți-a venit ca oglindă ca să poți să o accepți sau Ca să să acuzi pe accept. cineva și din Da, domeniul ăsta. îți vine opusul, exact. Da. De Da. asta și Mircea a venit cu laptele. Deci, Exact, da. cu toate că a fost o experiență pe care la mine nu prea a dat rezultate, el a venit ca să vadă dacă am vreo reacție asupra lui. Și atunci, divinul a fost tot un test să vadă, ia să vedem cum stai tu cu reacțiile interioare. Poți să accepti și pe cineva care cu toate. De fapt, era tot acceptarea mea. Pentru că dacă eu am Da. trecut pe acolo cu laptele, eu, de fapt, m-am acceptat tot pe mine. De asta am zis că e o nebunie, că ego-ul ăsta caută mereu să caute vinovați cumva. Că Da, nu da, da. avem ce vinovați să căutăm. Noi trebuie să lăsăm lucrurile și Vinovați o dreptate să-și caute. dreptate. Păi când găsești Da. vinovat, atunci îți cauți dreptatea. Că de Da, asta da. apare dreptatea. Pentru că el face vinovatul, atunci îl atacă. Și după aia își caută dreptatea, să arate că numai el are dreptate. Da. Da. Cred că ar trebui să facem, nu știu cum, cred că ar trebui să facem niște binarii pe scenariile ego-ului, știi? Că sunt foarte mulți, Are foarte mulți. milioane, milioane de fațete. Da, e ca Milioane o de fațete. universitate, știi, ca să-l studiem. Da, are milioane de fațete. Uite, de exemplu, îți dau un exemplu acum la muncă. Colegii cu care sunt au un salariu mai mic așa și am observat că au cheltuieli destul de mari. Deci, adică îmi dau seama și i-am spus contabil, uite ce facem, redu-mi salariul și mărește-le și lor cu un anumit procentaj numai ca să le meargă și lor bine. Pentru că m-am gândit, măi, în poziția lor, cu atâtea cheltuieli pe care au, sunt foarte multe cheltuieli și am zis, hai că îmi reduc eu o leacă salariul și porțiunea care mi-o reduc îi ajută pe ei foarte mult în ce au de făcut. Și am zis, hai să fac asta, știi? M-am gândit, de ce nu? De ce să nu scad eu ego-ul forțat să-i pun eu, adică să lucrez la chestia asta, să văd cât să eu dat așa de bani, știi, de material. Pot să fac chestia asta? Și da, mi-a zis că se poate și putem lucra la asta, fără ei să știe, deci, chestia asta. Deci, pe fundal, așa, ca să văd unde duce. Da, Marian, Pentru. asta oare nu intră în intervenție?
Nu intră în intervenție pentru că mi s-a spus că cumva trebuia să mi se dea mie mărirea de salariu și lor nu. Aha. Și cumva am zis, păi stai așa, de ce mie să mi se mărească salariul și lor nu? Și am spus, nu mări salariul, chiar fă procentajul ăla să fie, adică să fie bine pentru toți. Pentru mine asta este ideea. Adică nu-i... am văzut-o mai mult ca un test, știi? Să spun, uite, poate tu vrei să fii așa gurman, să stai cu salariul umflat, ei o să vadă că numai mie mi s-a umflat salariul și cumva ia să vedem dacă totul e bine, știi, să fiu un fumuraș. Și am zis, nu mi crește niciun salariu, mărește lor acolo o porțiune, știi? Da, da. Și de ce am făcut și asta? Din ce cauză? Că am și observat că cheltuielile sunt mai mari acum în perioada asta și pentru ei. Deci am zis, măi, vedem unde duce. Dacă este din ego, asta este. Nu e nicio problemă. Îmi asum acțiunea aia, știi? Da, da, da. Dar n-am văzut-o ca intervenție. Nu știu. În interior n-a fost ca intervenție. A fost mai mult ca un test să vadă dacă vreau totul pentru mine, știi? Aha. Asta este. Adică în situația aia când mi s-a dat, am zis nu, pentru ce? Adică salariul e suficient care l-am, nu-mi trebuie un salariu mai mare. Diferența aia putea să le dau lor, Doamne, de ce să mi-o dai mie? Da, și da, da, da. Atunci am, adică cumva cred că ego-ul s-a liniștit, știi? Așa o văd. Acum o să fie din ego, o să vedem realitatea. Eu da, atâta, da. Mă uit la realitate, să văd cum se schimbă, îmi dau seama imediat. Dacă ar fi fost din ego, mă gândesc că ei o să-ți arate prin comportamentul lor sau cumva. Da, sigur. Da. Sigur. Da, și noi... mă gândesc, dar a fost un instinct pe loc s-a luat decizia, adică a venit natural, fără să mă gândesc prea mult. Mm-hmm. Știi? Cred că ne gândim foarte mult la un lucru, atunci este ego-ul da, care își face da, planul. Da, 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 știi? Exact. Ia să vedem, să facem așa sau să facem altfel. Nu. Atunci a fost pe loc, a fost ca da, un dacă voce. Ai cedat la primul impuls, prima da, dorință, asta cred că a venit de la divin. Eu așa da. Simt, așa am făcut marile schimbări în viața mea întotdeauna. Au fost din impuls și alea... au mers ca ață, pentru că vezi și cum merg, știi, când le faci. Dacă da. N-au piedici, e clar de unde vin. Exact. Exact. Da. O altă întrebare zice, dacă o iubești cu adevărat pe Alina, bănuiesc că vrea să zică dacă o iubești necondiționat. Da, nu știu, simt că o iubesc, pentru că nu da, e... Necondiționat? Necondiționat. Adică chiar i-am spus că avea ideea asta să ia să se ducă, să plece. Am avut situația când a vrut să-și ia viața și am spus e alegerea ta. Deci acolo mi-am dat seama că nu eram atașat de ea și nu aveam nicio condiție. Oricum, libertate dau totală. Deci este, nu oblig de niciun fel să fac absolut nimic. Deci cred că este necondiționat. Nu știu. Dacă ar fi vreo așteptare, cred că mai mult este chestia asta când o să vină timpul să fie mai mult în feminine, adică să facă niște gesturi din astea mai, cum am vorbit, de mângâiere, adică, dar și asta îmi dau seama că este un proces și pentru ea și atunci nu pot să am nicio pretenție, din niciun fel, știi? Da. Îmi dau seama, adică și până și acolo, sufletul nu cere mângâiere și... El e indiferent, el este bucuros cu orice, știi, cum spune Marius, dar fiind în relație, cumva și bărbatul vrea cât de cât o susținere acolo minimă, știi? Da. Ca să știi că de ce mai este în relație, că la urma urmei te gândești, măi, care mai e rolul bărbatului, știi? Îi dă da, libertate, da, da. Știi? Deci
mă uit mai mult din perspectiva aia, dar să nu fie și un ego camuflat care vrea să facă cumva într-un anumit fel, da. La asta, asta e de revizuit și de să atent cu chestia asta, știi? Da, da, da. Dar în rest de lucrul ăsta nu oblig să mănânci alcalin, nu îi spun nimic, dar nu este exact să alegerile ei cum le vrea, e viața ei și chiar cred că de fapt libertatea asta este iubire, știi? Când îi dai libertate omului total, fără da, să mai da, da. Intervii și da, eu zic că o iubesc acum, rămâne de văzut. Ce să spun? Da. Și nici că avem răbdare infinită, nici asta nu e. Adică să nu fie făcută dintr-o... Aia trebuie să fie făcută cu bucurie, adică să conștientizăm de ce o facem. O facem pentru Dumnezeu. Da. Eu așa o văd. O facem pentru Divin, pentru că dacă Dumnezeu ne-a dat-o în relații de felul ăsta, este tot lui facem dăruire. Nu-i facem persoane sau... Nu, îl facem tot pentru Dumnezeu, așa o văd. Da. Adică răbdarea tot pentru El o face. Știi? Că mă gândesc că în poziția aș fi putut fi și eu pus. Și spun, de ce să nu am răbdare când și a avut răbdare cu mine? Știi? Și important, adică să înțelegem că oricât de greu îi merge celălalt, oricând așa am putea și noi să fim în starea aia și trebuie cumva o acceptare de toate, cât mai mult acceptare, așa o văd. Răbdarea trebuie să fie la pachet cu acceptare, cu înțelegerea că fiecare avem lecțiile noastre din alte vieți sau de unde să nu mai contează, dar da, acceptarea asta e cheia cheilor, așa o văd, acceptarea de orice fel. Păi acceptarea vine și din neînțelegerea sau înțelegerea greșită a verbului a iubi. Pentru că noi, cum vedeam a iubiul ăsta, și în special dacă vorbim de o relație, vorbeam de posesivitate, nu? Că ești al meu, trebuie să, sau ești a mea și să faci, nu știu, ce vreau eu sau habar n-am. Dar deci libertatea nu avea ce să caute în cuvântul ăsta. Am experimentat și eu chestia asta și știu că nu eram, nu știu, eram partener de business, știi? Adică faci tu ca să fac și eu și ceva de genul era. Dar acum, nu știu, încerc să dau libertate totală, dar în același timp undeva îmi doresc și eu chestia asta. Și nu încă se mai lucrează la proiectul ăsta. Da, proiectul ăsta. E de la femeie, da. Am văzut. E de la voi, da. Pornește asta. Da, da, da. Da, dar dacă n-ai văzut ca model în familie, cum am văzut și la ea, în familie îl înțeleg. Îl înțeleg că nu poate să pornească așa peste noapte. Deci asta cred că pornește odată ce... Din perspectiva în care sunt, observ că multe programe trebuie să izolăm foarte multe alte programe ale ego-ului, să le dizolvăm complet ca să rămână. La mine acum prezent... Cum ar veni, ies la suprafață unul sub altul, nu? Ceva de genul sau cum? Da, de exemplu, ne uităm foarte atent la atașamente. Care sunt atașamentele active pe care le avem? Da, da. Și nu ne interesează neapărat de unde au venit programele. Ne interesează în activ acum ce atașamente active. De exemplu, la mine cu mâncarea, cu dulciurile, da? Sunt foarte atent, pentru că fluctuez foarte mult. Am perioade când fac restrângeri la mâncare foarte mult. Da. După aia îmi vine o săptămână să zic mănânc numai dulci, nealcalin, da. Observ cum apar gândurile, dar în același timp accept și perioada aia. Înțeleg că e tot de la divin și că trebuie să se întâmple așa. Fără să-mi pun niciun fel de presiune că trebuie să termine acum sau că gata, lucrul ăla l-am dobândit. Și pentru că atunci când spunem chestia aia, am pierdut toată lupta. Mm-hmm. Trebuie lăsat așa cum sunt acceptate. Și izolând cât mai multe atașamente, rămân cât mai puțini și atunci le vezi mult mai clar de unde sunt. Da, da, da. Știi? Eu așa văd lucrurile din unghiul de aici, știi? Le văd că cu cât elimini foarte multe atașamente, atunci știi că alea nu mai sunt porți de scurgere de energie. Și atunci ai mult mai multe energie cu care poți să observi ego-ul cum lucrează pe subtil. Că el apare foarte
ca un fir de ață, apare să se coară așa, da. Vine cu un gând cât de mic. Bă, e puș-puș. E puș-puș, dar observ ce fel face, parcă sădește, știi, pune sămânța și pleacă de acolo, ca și cum el n-a făcut nimic. E, da, foarte, da, da. E foarte subtil cum lucrează. Dacă îl știi foarte bine și îl observi foarte des, după aia știi că el e acolo, că ego-ul a făcut aia. Știu, n-am mai observat eu ego-ul că merge. De exemplu, sunt într-o situație de familie, că se întâmplă. Eu trăiesc în familie extinsă. Și ești într-o situație să zic așa, mai stresantă. Pe moment, nu reacționez. Și atunci ego-ul meu zice, lasă, uite, ai făcut față situației, știi? Dar pentru că eu nu am reușit, nu m-am dezidentificat, cum spune Marius, situația aia pare că a trecut. Și peste puțin timp o să iasă la suprafață împreună cu altă situație, știi? Ea nu se stinge, ea doar rămâne latent acolo undeva, numai pentru că eu nu m-am dezidentificat, am crezut, ego-ul meu a zis că el a făcut față, uite, el a ținut frâiele, el n-a comentat sau el, eu știu ce, în ce situație era. Deci e importantă. Eu pe pielea mea am văzut cât de importantă este dezidentificarea, că atunci îți dai seama că dai ce e a ego-ului și tu rămâi deoparte. Da. Și ne poate veni repetat, cum ai zis, până de ce de divinul că lucrul ăla l-ai înțeles. Da, da, da. 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 Da, așa este. Eu muncă continuu, Iuliana, nu se termină niciodată. Da, da. Nu se termină absolut niciodată. Trebuie să fim pregătiți până în ultima minut, până în ultima secundă. Și atunci probabil tot felul de chestii. Dar să știi, faptul că lucrăm, e una, că lucrez cu mine, să știi că observ. Și cum observ? Când sunt într-o situație, observ că în interiorul meu, deci este o pace, e pace. Și fac comparație. Zic, situația asta, dacă aș fi fost acum un an de zile, aș fi reacționat în alt fel, nu cu pacea aia din interior, știi? Nu mi se întâmplă 100%, recunosc, dar din ce în ce mai mult partea asta începe să capete teren, știi? Da. Da, sau poate să-ți vină o oglindă din trecut, care am fost acolo, și să nu mai reacționăm la ea, să înțelegem că este parte de noi. Și atunci lucrul ăla știm că s-a dizolvat cu de-a binelea. Da. Știi, te prinde așa ca într-un soi de pace aia, știi, poți să zici un om care nu e cunoscător în cum vorbim noi în școală, ca un fel de nesimțire așa, știi? O nesimțire, da, sau o indiferență. Da, ceva... Sună mai dur, da? Așa simți, că parcă nu te mai deranjează lucrul ăla în interior, cum te ardea altă dată, știi? Te ardea, te zvârcolea că de ce s-a întâmplat sau de ce a zis ăla, nu știu ce, sau... Da, păi emoțiile, tu ai văzut că emoțiile pornesc când suntem în ego. Da. Marius a spus asta, foarte interesant. Deci tot... Deci este, de fapt, emoțiile pornesc când noi avem un program pe care ego-ul pornește și atunci pornește și cele cinci simțuri și intrăm în dual. Da. Pentru că când suntem în suflet, este o acceptare indiferentă cum ar veni. Adică tot ce se întâmplă e minunat. Nu avem nicio treabă cu exteriorul. Este ca o... E o scurgere continuă, cum ar veni, știi? Adică cu apa, ești cu curgere, nu scurgere. Curgere continuă, capă pe apă, cum... Da, nu știu, e foarte interesant tot mecanismul ăsta. Tot îmi se pare... Da. Nu mai am multă baterie, adică mai am, cred că, jumătate de oră. Da, dacă să vedem alte întrebări. Da, nu știu dacă le terminăm, să știi. Facem și partea a doua. Da. Hai să uit să văd cei mai important, numai un pic. Ce simți când corectezi ego-ul unei femei? Nu cred că simt ceva.
cât mai mult se întâmplă natural. Nu este. Dacă văd că ego-ul, dacă văd că a înțeles despre corecția de ce a fost făcută, înțeleg și în subtil dacă programul ăla l-a înțeles cu adevărat sau nu. Deci asta, tu simți când ea înțelege. Da, pentru că văd că îi se schimbă vocea, îi se schimbă tonalitatea. Observ imediat ce se întâmplă în interior. Da. Și da, este o bucurie, cumva. Mm-hmm, dacă, mm-hmm. dacă înțelege că corecția i-a adus un beneficiu sau o înțelegere, da. mă bucur, adică da, am putut să fiu de folos. Dar în același timp, dacă nu a înțeles, pentru că mi s-a întâmplat în binare să nu se înțeleagă nimic, am observat atacul ego-ului în câmpuri, în piept. Deci pentru că se oprea foarte tare să nu fie corectat, să nu fie reglat, da. am observat asta și îmi scurgea energia. Deci efectiv am observat că era pierdere de timp și nu numai asta, simțeam că nu duce nicăieri discuția. Și că ego-ul e foarte revoltat când încearcă să fie cumva corectat. Da, știi? Da. Și am zis că de atunci, de ce s-a întâmplat? Că s-a întâmplat o chestie asta într-un binar și am zis că nu, de atunci nu mai fac asta pentru că nu ajută nici pe ea și nu mă ajută nici pe mine. De niciun fel și nu este transparență. Și dacă nu este transparență, nu ai ce să... Că și corectarea asta când noi o facem, este tot spre folosul vostru. Ca să înțelegeți mecanismul, dar de ce se face? Pentru că se face într-un fel ca să conștientizați mai bine interiorul, să vă scoată la suprafață programul pe care nu-l detectați, pe care ego-ul nu vă lasă să-l detectați. Și da. Noi ca bărbați îl observăm imediat. Din primele minute știm cam ce se întâmplă în interior și devinul prin noi, de fapt, că totul face Dumnezeu. Da. Vă scoate la suprafață programul ăla. Da? Care da, tot din da, Dumnezeu. Da. Tot din divin este programul ăla și el se auto-oglindește prin bărbat da, cu da. Femeia, știi? Se face un schimb de energie ca să fie reglată energia, să fie balansată, să fie pe zero. De asta da. Face divinul chestia asta. Deci el face tot spre beneficiul speciei ca să nu fie distrus. Adică totul să fie în balanță, să fie... Dar să știi că lupta asta se întâmplă undeva pe fundal. La ce mă refer? Faptul că, de exemplu, o fată care se înscrie la scaun, la ghilotina acolo, dorința ei, eu cred, că este cinstită. Da, eu chiar vreau, că eu nu cred că vine cineva... Dar atunci, și chestia asta a explicat-o Aurelia foarte bine, atunci când ești pus în fața faptului, se întâmplă acolo pe fundal niște lucruri pe care nici tu nu ești conștient și ego-ul începe să te sape, să filtreze, să-ți pună măști, să... Deci, practic, tu devii cumva, nu știu, imobilizat de ego în momentul ăla, pentru că el se panichează și încearcă să se apere și să nu iasă așa cum este el, gol-goluț, știi, în fața tuturor. Da, da. Deci da. Eu nu cred că pot fi acuzate nici ele de necinste. Pentru că nu pot. Da, sunt jucate de ego pentru exact cum ai zis, da. Da. Nu este nimeni de acuzat, trebuie acceptate și ele așa cum sunt. Da, da, nu da. Nu este absolut nimic greșit. Pe mine m-a învățat o lecție foarte mult să nu continui corectarea. Când văd că nu funcționează, Da, n-are rost, că nu-i decât n-are pierdere. Rost, da. Și pierdere de energie, atât. Da, exact. Și da, nu avem ce să... Adică dacă ego e foarte puternic, da? Nu ai cum să... Durează o perioadă până îl mai domolești alea, că mai lași, știi? Mai faci o restrângere, mai citești un Shangri-La, mai faci o chestie. Da, deci nu e așa peste... Dar și de mai contează și din ce motiv vii acolo. Dacă vii că ai înțeles că e necesar... lucrul ăsta sau dacă vii că uite ai o problemă tu acum care vrei tu să o rezolvi și să ca la ghicitoare, știi? Ai venit la ghicitoare să-ți spună ce va urma, știi? Da. Dacă ai venit așa doar ca să-ți rezolvi tu problema aia care bate la ușa ta și te calcă pe bătături, e pierdut din start, cred. Dacă ai venit să te schimbi intenția pentru totdeauna, atunci da, contează foarte mult deschiderea.
Și noi ca bărbați observăm mai intenția aia foarte repede. Din modul Da, cum cred. se vorbește sau cum articulează, ce spune, Dar cât e de deschis. nu numai voi, și noi observăm, Și voi, ceilalți nu? care stăm pe margine, și noi observăm, da. Da, pentru că e tot un concurs, e un concurs și de, exact, și de tonalitatea vocii, și de mimică, și de gestică, și de tot, 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 totul se combină și vorbește acolo. Ea nu-i conștientă ce face, știi? Dar semnalele sunt. Dar să știi că cred că și corecția asta când se face, rămâi pe fundal cu niște întrebări pe care după aia și le pune. Să zică, mai Da, de ce da, a da. spus lucrul ăla? Și atunci e un lucru, e o accelerare cumva să lucrezi la ea mai mult sau să fii mai atent la anumite aspecte, știi? Da, da, da. Da. Da, acum depinde și de ego cât de mare este. Că să știi că dacă e mare, poate să respingă și să se dea la fund și să nu mai apară niciodată pe fundal. Exact. Și poate să se... Am observat în ultimul binar cu cum ăsta așa, cum o chema, stai o secundă să mă uit, foarte, foarte, Claudia, așa, uitasem Claudia. numele ei, Claudia, a avut un program de învinovățire cu care a intrat în păscaun și Da. la sfârșitul binarului, după ce a spus cum ego-ul a lucrat-o și a făcut-o toate, Da. a scăpat din vinovățire. Am simțit în interior cum s-a dizolvat bolovanul ăla din vinovățire. Da. Deci ajută foarte mult dacă suntem transparenți și sinceri când urcăm pe scaunul așa, e așa o fantezie, adică o chestie, Da, dar da. când suntem sub Sub reflectoarele, reflector, știi? da. Și suntem vulnerabili cât de mult posibil, și divinul ne dă o mână să ne vulnerabilizăm mai ușor și ne ajută să ne dizolvăm niște programe care se pot face și inconștient, fără să ne dăm seama și la sfârșitul binarului să ne trezim o altă ființă, o altă persoană, știi? Nu o altă persoană, un alt suflet, persoana aia ego-ului. Să ne trezim cu totul altcineva, fără să știm de ce. Păi abia ni s-a dizolvat un bolovan, pentru că am fost disponibili să ne arătăm așa cum suntem. Da. Da. Și mi se pare fantastic asta, că putem cumva să ne conștientizăm ego-ul mult mai ușor. Da. Știi? Și mai e o fază că câteodată intri cu un scop în cap să rezolvi ceva și te trezești ori că rezolvi mai multe, ori că rezolvi cu totul altceva, care stătea mai pitit, știi, mai... Și fiind și 30 de suflete, sau câte sunt în binarul respectiv, Da. presiunea e mult mai mare pe ego. Și atunci și Da, da, dizolvarea se face mult mai rapidă. da. Știi? Că nu mai faci unul la unul cu tine. Faci cu 30 de suflete care te văd și poate să spună orice întrebare și ego este Da. surprins și nu are putere. Pentru că Da, el merge pe siguranță mereu. Dacă observi ego, exact. merge mereu să fie sigur că fiecare pas este bine știut și știe el tot traseul, dar când este atacat ego-ul din toate unghiurile, atunci e dezamorsat că nu mai știi de unde Da, vin. da. Da. Trebuie căutat cât mai multe metode. Părerea mea asta este. Căutat cât mai multe metode dezamorsat ego-ul. Da. Că nu este o singură metodă. Probabil că sunt o multitudine de metode, dar noi acum învățăm să le practicăm și să vedem unde duc. Chiar și metodele, ca și în viață, ca și unele merg mai bine pentru anumite persoane, altele pentru alte persoane, deci nu Da. e nimic ca... Nu e un Da. panaceu pentru toată lumea. Da. Ia să vedem. Ce îi cere în profund lui Dumnezeu? Nu știu dacă ei cere, dar să zicem că bucățica aia de ego ar mai avea o dorință. Ce ar vrea acum? Ce și-ar dori? O Da. mâncare mai sănătoasă, mai naturală. Mâncare. Păi mai bine nu mai mâncăm, Mariana. Mai bine nu mai Scăpăm. mâncăm. De mult nu mai cerem nimic, dacă ar fi o chestie de genul ăsta, da. Dacă nici să nu mai mâncăm, da, așa e, oricum. E ușor E mai mai ieftin, mai... sănătos. E mai sănătos, da. Da, dar e o chestie care nu știu dacă este atașament de mâncare, cât e mai mult
de natural, adică când îți ia atâta timp să găsești ceva care e natural, cu toate că, adică mi se pare că eu, nu știu, eu... Dar nici acolo nu avem, nu ne garantează nimeni că e natural. Că doar citim o etichetă. Ce Dumnezeu mâncăm? Nu, că dacă vezi un pepene fără semințe și nu poți să găsești un pepene cu semințe, atunci este cumva o problemă. Adică trebuie cumva lucrul ăla, nici măcar trebuie să te duci în altă țară să-l găsești, ceva de genul ăsta, știi? Da. Și ești limitat foarte mult la ce ți se oferă și atunci nimerăm că de ce și sănătatea noastră e șubredă de multe ori. Păi este șubredă în cauza că dacă se dă gunoaie să mănânci, n-ai să poți să ai o claritate sau... Deci este o chestie care cumva trebuie să fim conștienți că nu putem spune că lucrurile astea nu contează. Chiar contează și pe nivel chimic sau ce se întâmplă în interiorul corpului, știi, când îți bași tot felul de toxine. Degeaba spun eu, hai, fii bucuros, că nu contează. Ba, contează, pentru că starea interioară, emoțiile sunt foarte multe, e o abundență de stări care se întâmplă, deci de asta și practicăm răstângerea. Din ce cauză? Că dacă mâncarea ar fi naturală, nu ne-ar trebui atâta de multă răstângere. Știi? Dacă ar fi naturală, nici nu ne-ar da adicția asta de mâncare. Nu am mâncat așa de mult. Exact. Nu ne trebuie restricție acum sau înfrânare, pentru că ni se oferă foarte mulți aditivi și foarte multe toxine care sunt puse în mâncare și care automat ne creează o stare de dependență mult mai puternică decât o mâncare naturală cu care am fost poftele. De unde apar poftele? Păi îți dau exemplu, dacă azi am băut ceai, mi-au trecut toate poftele. Deci n-am avut nicio poftă. Puteam să trec pe lângă dulce și nici măcar nu l-am băgat seama, nici n-am știut că există. Am erosit pizza toată ziua, nici nu m-am mișcat, pentru că am luat anumite plante care mi-au dat 102 minerale din care corpul este folosit, le-am combinat și luându-ne, corpul și-a făcut calibrarea la toate mineralele, n-are nevoie de absolut nimic. Și trecând pe lângă o plăcere, este mult mai ușor să spui nu plăcere, pentru că corpul nu mai are dorința aia de gust. Da, știi? Da. Deci dacă noi am înțelege ce se întâmplă în interiorul nostru, am lucrat mult mai mult și cu... Am înțelege de unde apar și poftele astea. De la lipsa de mineral. Lipsa de corp este demineralizat și caută plăcerea aia undeva. Da, da. Și atunci ego-ul pornește foarte puternic. Da. Deci ego-urile astea sunt provocate de cineva ca să apară. Da? Da, sigur, lucrează. E o întreagă știință la bază. Eu lucrează, dar noi să înțelegem că noi am lăsat industria să funcționeze, pentru că în interiorul nostru noi nu am știut exact ce se întâmplă cu noi din cauza asta. Asta e simplu fapt. Nu e numai industria alimentară, industria farmaceutică, industria cosmetică, pentru că și cosmeticile, cremele care le folosim, toate intră în piele, toate intră. Pielea este cel mai mare organ al nostru. Da. Deci 90% din oxigen intră prin porii pielii, nu intră prin nas. Deci, noi atacăm cu creme, atacăm cu săpunurile din comerț, cu, eu știu, șampoane, antideodorante, de toate felurile, da. Da, să ne blocăm peste tot, Și, da, și mai era, și cu educația, în primul rând, școala. Da, da, da. Acolo se face programarea, acolo și pornești, acolo începe nebunia. Dobitocirea acolo se face, la școală. Da. Pentru că te pui pe un program pe care știi că nu funcționează în realitate și mergi pe chestia ca să fii cât mai naiv și cât mai docil și să nu spui nimic. Ca să intri cu turma, știi? Ca să poți să fii, nu vezi că se pune foarte mare accent să te integrezi, să te integrezi în ce, știi? Să fie sub un anumit tipar. Da, 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 da. Și de aici intervin foarte multe drame la tineri, că nu se integrează și că sunt anormali. Da, și după aia părinții ceartă. Că nu înțeleg ce cu ei, că e vina lor. Când ei ca model nu văd unde poate să se... Nu văd nicio corelare la ce simt în interior cu ce se întâmplă. Și atunci automat o să se trezească niște reacții din astea complet opuse la așteptările părinților. Da, da, da.
Și după aia folosesc forța sau folosesc tot felul de mecanisme să țină în frică, cumva să le spună că tot ei sunt de vină, știi? Și trecând peste toate astea, mai e și ceea ce vine din partea părinților, părinți care, cel puțin în România, este foarte practicată, care nu și-au îndeplinit visele și vor să le îndeplinească prin copii. Și copiii trebuie să le urmeze visele părinților, să devină nu știu Da. ce. Că... Și asta mi se pare foarte nociv, foarte... Da. Dar și părinții la rândul lor nu știu, deci nu este N-au știut, de vină nimeni. Și tot așa. da. Tot e Tot așa, nu perfect. mai ne învârtim în cerc. Ne învârtim în cer. Deci tot fiecare are un sens tot în lumea asta, da. Da. Hai că avem o întrebare foarte interesantă. Ce ți-ai dori să faci cu toate învățăturile primite? Să le dau mai departe. Totul e despre ceilalți, am observat. Totul e despre... Mereu lăsare pentru ceilalți. Cât de Da. mult ai putea desprinde de școală? Să știi că am încercat în trecut să mă desprind și mi-am dat seama că ego-ul vrea să desprindă. Când divinul cumva ne-a pus aici cu un anumit scop, adică ne-a așezat împreună ca, Da. da, nu că aș fi, nu că aș putea, n-aș putea rezista fără școală, dar dacă sufletul spune să faci ceva, tu trebuie să fii acolo, prezent. Da. Deci, cumva, cum să spun, simțeam o nemulțumire când plecam de la școală sau când, adică este o școală, chiar e o școală pentru suflet. Știi? Nu Da. este sentimentul ăla când te duci la școală și înveți bălărie. Aici chiar simți sufletele că se schimbă și putem să facem lucruri interesante între noi și e ca un joc care se face și mereu, nu știu dacă observ, chiar că suntem de un an sau de 2 ani, de cât timp suntem împreună, fiecare binar e diferit, are altă dinamică sau alte lucruri, cu toate că sunt lucruri care se spun repetat și asta e frumosul. O Da. chestie care sufletul îi place pentru că el se descoperă cât mai mult. Și pentru mine este un timp foarte bine petrecut în familie. Este o altă familie pe care nu, Da. sincer, nu mă așteptam că există. N-am avut niciodată. Și știi ce mai e minunat ce văd eu că vorbim aici o limbă pe care nu o putem vorbi în afara școlii. Exact. Și ne aduce acasă, vezi, limba asta? Da, Vezi, da, da, vezi da. cât e de naturală și atunci cum să nu-ți placă să fii în familie? Deci cum, Da. adică care e ideea să stai fără școală? Păi dacă Dumnezeu te-a dus în școală asta, care este ideea să pleci de aici? Nu Da, înțeleg, da. adică, știi? Că am auzit Dacă chestia Dumnezeu asta. vrea să ne scoată, probabil că va interveni altfel. Dacă, nu știu, ne Da. taie netul, nu știu. Face el într-un fel, dar Da. mă gândesc și la altă chestie, că e bine mereu să ne reamintim că suntem fiecare ființe divine. Deci cred că cumva, făcând asta repetat, ne ține într-o anumită, cum să zic, multe programe se șterg, cumva. Da. Și chiar că pentru noi multe s-au șters, e important să știm că vin și alții care sunt noi pe canal și care au și nevoie de suportul nostru. Deci este Da, tot da, o formă de dăruire care o facem. Și dacă timpul ne permite, în special, de ce să nu o facem? da. Da, Știi? Și mă gândesc ca da. și bărbat, că fiind puțin, păi dacă plec eu, pleacă și Costel, rămân numai femei. Ce faceți? Ne batem. Vă bateți, vă omorâți, vă distrugeți, da. Adică e Ne și chestia păruim asta. noi cam așa, nu? Vă părăiți, păi. Deja că în binarii trebuie să Da. fim atenți, cumva, să nu... Da, să nu Da, vă ei, duceți în prea noi multe glumim detalii. acum. Da. Ai, avem și noi o pretenție, două ore pretenție, că nu suntem chiar așa. Nu sunteți, da. Dar poate ne surprinde, cine știe. Poate chiar așa suntem. Dar multe v-ați schimbat, deci e fantastic. Deci de ce nu? Să avem încredere în noi. Da, sigur. Ia să vedem ce mai e. Mai e baterie de întrebare. Mai am, da. Cred că este... Ia. Trebuie să văd. Uite, Dacă mai am... vezi un suflet care ți-o oglindă din trecut, cum reacționezi? Îl accept. Și îți recunoști oglinda, nu? Da.
Da, ia să vedem. Mai ai ceva de acceptat la mamă, la soacră sau la soție? Crezi că mai ai ceva? De acceptat sau de De neacceptat? acceptat. La mamă, ultima dată când am discutat cu ea, cu toate că ego-ul ei era activ, am acceptat-o, n-am mai intervenit. Am înțeles despre ce e vorba, că nu am ce să intervin, pentru că îi crește ego-ul și mai mare și pentru mine o să fie scurgeri de energie, deci am lăsat așa și mi-am dat seama tot ce am de făcut e să mă uit la mine în interior mereu, să fiu în starea asta de liniște. Cu soția am spus mai devreme, cu mângâiatul, cu asta, dacă este să fie, dar am dat seama că nu pot să depind nici de asta, deci cam asta ar fi. Și Ce mi-a soacra? spus Soacra. soacra? Nu, cu soacra n-am absolut nimic. O iubesc, n-am, deci nu am acceptare totală. Dar și la mamă, nu mai este, cu toate că o văd că e în stări emoționale foarte puternice cu fratele, îmi dau seama că trebuie să treacă pe acolo, să înțeleagă și ce s-a întâmplat sau ce a făcut ego în trecut. Acum îi vine factura și asta este, nu e nicio problemă, nu este, adică accept chestia asta, știi? Păi acceptarea merge mână-mână cu libertatea, nu? Practic trebuie să le dăm libertate la toți, să fie cum vor și s-a terminat, s-a rezolvat. Da, nu, efectiv nu mai îmi pierd energia în direcția să schimb pe nimeni, nu mai vreau să schimb. Am făcut-o prea mult. Ego a făcut-o prea mult timp. Aici o întrebare, care sunt atașamentele la care lucrezi? Ai spus asta, nu? Cu Mâncarea. mâncarea, da. Și care Mâncarea sunt? Da. și partea cu banii. Sunt foarte atent cu asta, cu materialul. Să văd cât de mult pot să nu mă atașez de ea, adică să fie acolo, dar să mă asigur mereu că este un detașament. Da. Da, la asta lucrez. Zice, care sunt situațiile la care se uită în mod diferit de când pune în practică învățăturile? Adică situațiile care le tratez diferit acum. Ai situații în care. Sunt foarte atent cu oamenii care vin din față să-i văd ca pe Dumnezeu. Să le vezi mesajul. Și să le văd mesajul și sunt foarte atent la ego, să nu le pună vreo etichetă ca aia îmi revine înapoi. Deci la asta sunt atent, dar a devenit o obișnuință, nu mai este ceva care la început era poate mecanic foarte mult. Da. Acum am verific doar să n-am niciun gând de niciun fel la adresa lor, că știu că lucrul ăla o să-mi vină înapoi, adică îmi revine imediat. De exemplu, la clienți, la magazin, dacă în trecut îi criticam pe fiecare când pleca, acum mă asigur că orice se întâmplă, poate și colegii, dacă au o critică cât de mică, care este mult mai redusă decât în trecut, nici la ea nu am voie să am reacții. Las critica aia să fie, că poate să se dizolve cândva și nu contează. Adică trebuie să fiu un indiferent fără să mai particip la astfel de activități, pe care ego-ul le făcea cu mare drag în trecut. Își dorea foarte mult să intre sub reflectoare și să-și dea și el cu părerea, dar acum o las și îmi văd de treaba mea. Nu este, nu, nu este, e perfect așa, Doamne, cum este. Știi? Așa spun și este, nu mai. Cred că cea mai mare schimbare este critica și judecata asta. Că sunt foarte la minim. Deci sunt reduse maxim. Da. Și atunci și starea este o stare de, nu știu, voioșie așa mereu. Nu vrei să faci nimic, nu vrei să te, nu știu, e stare așa de pace. Ți s-a luat povara aia după suflet, știi? Că înainte de câte ori, Povara. da, când încercăm să punem etichete, să punem etichetă de fapt la noi pe suflet, știi? Ca o greutate. Da, și nu mai vreau să fac absolut nimic, adică să nu mai inițiez niciun plan, adică ego-ul să nu las să inițieze absolut nimic, ca să las tot, decizia este la Dumnezeu, atâta este, adică mi-a intrat cumva chestia asta în subconștient, că el este
la butoane în orice moment, în orice situație. El este peste tot și peste toate. Nu am ce să interacționez sau ce să intervin peste el. Și da. Atunci am spus, dacă sunt niște reacții sau că am o reacție... E curios că când am experimentat plăcerile, ego avea o reacție foarte serioasă față de clienți. Era foarte recalcitrant, rece și mi-am dat seama, era de la plăcerea pe care mi-a făcut-o ego-ul. Da, deci da. M-a jucat, am experimentat, am acceptat, dar până și atunci, știind că lucram din ego, până și atunci îmi ceream iertare clientului pe care, pentru ce am făcut, ca să mă asigur că nu există niciun viitor acțiunea care ego a făcut-o. O repercursiune, da. Da, o repercursiune și chiar că este ok, o accept și pe aia, dar în același timp să folosesc și utilurile astea care putem să le punem în practică mereu. Vedem că am dat-o în baltă, ne ducem imediat să remediem ce a făcut ego-ul. Da, ca un tată din ăla care se duce după copil și îi rezolvă problema, știi? Da. Da, ce frumos ai zis. Da, și trebuie să facem asta cu noi. Să fim blând și cu noi, și cu noi, nu? Adică de ce să ne tot masacrăm atâta și să ne judecăm și să... Lucrurile astea nici nu ar trebui să existe, în suflet nu există chestiile astea. Da, da, da. Pe lângă webinarii și bani, mai faci altfel de dăruiri? Dăruiri unde mi se dă ocazia. Sub ce formă? Adică... Uite, cu sacoșa ieri, ce să spun? Că ai ajutat-o pe doamna, da. Da, mereu, adică și îmi vin în față oameni care chiar au nevoie de ajutor și îmi dau seama că nu sunt indiferenți. Adică nu-mi vin așa arbitrar, îmi vin exact când trebuie să-mi vină, știi? Înainte, dacă ego-ul căuta să fac un ajutor și să salvezi lumea, acum nu mai am asta, nu mai vreau să salvez pe nimeni, știi? Îi las să vină exact când trebuie să vină și vin la momentele când trebuie să vină. Deci acolo, dăruirea, pe orice model mi se cere. Când Dumnezeu îmi cere de orice fel, o fac, fără să discut, fără să comentez. Pentru că El ne trimite oamenii. Da. Uite, cineva își cere să descrii femeia în 5 cuvinte. Ce e femeia pentru tine în 5 cuvinte? Substantive, adjective, cum îți pică? 5 cuvinte. Eu văd femeia că este frumoasă. O văd că este blândă. Bună. Acum, la ce femeie te referi? La cum văd eu femeia în general? Da, femeia în general, ca entitate, ca... Cumva o văd bună numai când vrea ea să fie bună. Înțelegi? Așa o văd. O văd că e foarte bună manipulatoare, deci ego-ul este foarte puternic, deci manipulează foarte bine. Uh-huh. Că vezi acum, îmi spui să descriu femeia, este complicat pentru că îți două eu fațe. Eu un amalgam. Da, un amalgam și nu pot să spun ceva concret pentru că e una o femeie când este în ego sau când este în suflet. E foarte complex întrebarea că aș putea să spun ce cred eu despre femeie, dar din ce punct de vedere, știi? Da. Dar în general să pot să spun un singur lucru că am încredere în schimbarea ei, atâta pot să zic. Cred că asta le însumează pe toate 5. Și că când femeia se schimbă, iubirea infinită. Deci nu are limite. Se schimbă peste noapte, deci totul e... De asta am și încredere în femeie, cumva, că o să se schimbe. Din ce cauză? Că ca și noi bărbați, mulți dintre noi nici nu ne cunoaștem rolurile. Cu toate că suntem corectori,
Și noi facem multe greșeli. Cu toate că sunt mânate de divin, cum spune Marius, dar faptul că nu ne cunoaștem cu adevărat rolul care este ca bărbat, totul ne ducem prin urzici. Deci și voi la fel, sunteți puși în aceeași situație ca noi. Deci și bărbatul și femeia este pus în aceeași situație, dar voi mai mult pentru că s-a pus presiune ca să fiți așa. Da? De asta e foarte complexă întrebarea, cum vezi femeia, pentru că e una când mă gândesc la bunica lui Alina, care era blândă și bună și în supunere față de bunicul, și una când văd cum ce ușor manipulează și când vrei să ai o discuție directă, nu poate să fie concesă și pe subiect, și se mânuiește foarte ușor, știi, să lucrezi cu energiile astea și le face perfect, în interesul ei propriu. Da, deci sunt multe. Eu am mai spus odată chestia asta. Femeia când nu știe ce face, știi cum e? Este ca un copil care a găsit așa o baghetă magică și a început să joace cu ea, dar el nu știe ce face bagheta aia, știi? Cam așa văd eu femeia, știi, care nu își cunoaște puterile și nu, habar nu are, că ele, nici noi n-am știut, nu știam ce puteri manipulăm, știi? Da. Nici nu știați de cuvântul ăsta, manipulare. Nu. Da. Adică manipularea altfel îl foloseam în alte situații. Noi nu știam că manipulăm, știi? Noi ce făceam? Noi ziceam că facem bine, spre binele familiei sau eu știu, fiecare ce visa acolo, cum să fie. Exact. Da. Adică și bărbatul are de la el. Ce-i de acuzat aici? Că nu ai știut ce faci. Nu-i nimic N-ai de acuzat. Nimica de acuzat. Și nici de acum încolo, de acum încolo, poate când știi și dacă nu vrei să faci, e altă treabă, știi? Da. Dar dacă acum ești conștient de acțiune. Da. Hai că mai am o singură întrebare și ne încadrăm. Cum ar reacționa? Cam un sfert de oră, cred. Da, spune. Da. Ce cum ar reacționa și comporta dacă ar pierde tot materialul de mâine? Mereu am zis lui Doamne, dacă mi-e totul e ok, încep de la zero. Deci parcă pe fundal îmi rulează chestia asta. De asta... Deci, într-un fel, vrei să spui că ești pregătit și pentru pasul ăsta. Da. Dacă ar fi să fie. Cumva cred că da. Pentru că am avut un vis când mi s-a luat totul și am simțit ego cât de puternic a fost să nu se desprinde și am schimbat eticheta în vis și am zis, Doamne, mulțumesc că mi-ai luat totul pentru că acum sunt mai desprins de ce mi-ai dat. Și atunci, da, am simțit o mare eliberare atunci. Și cumva trebuie să o facem conștient în fiecare zi, să ne gândim că nu avem nimic. Să vedem dacă în puțin ne este la fel de bine ca în mult. Adică avem o altă stare, să vedem dacă starea interioară se schimbă. Și am experimentat asta zilele astea. Și am văzut că ego are tendința să fie mai mult material, pentru că e învățat să aibă mai mult, mai multă abundență. Comoditatea are un anumit mod. Dar de asta, când ai mult, trebuie să și dăruiești mult. Da. Nu ai de ales. Pentru că nu ai, cum să zic, abundența asta ți-o dă, nu ți-o dă pentru tine, ți-o dă ca să oferi celorlalți. Asta e nebunia. Nu este că stai să te umfli tu, să te faci cât casa. Nu. Tu să te golești mereu de el. Asta este secretul. Și îți dă mult mai multă abundență, am observat. Devine mereu, îți dă continuu. Nici nu știi de unde scoate. E ca un izvor neterminat și atunci nici măcar nu poți să te gândești la ziua de mâine că nu-ți merge bine, pentru că divinul se asigură chestia, pentru că ai încredere că orice faci, el îți dă exact pe cât ai nevoie, știi? Da. Dar am observat cât e de puternică dăruirea. Deci ieri la fel m-am oprit la o bătrânică, strângea canete din astea de 5 cenți. Și o vedeam cât de amărât este. Adică o vedeam cum abia respira și mergea foarte... Și era așa nemulțumită pe fundal și am zis... Eu am venit lângă ea și am întrebat-o, pot să vă ajut cu ceva? Măi, mama, am trei copii și... Adică mi-a povestit așa din viața ei
Și m-am dus repede la bancă și am scos niște bani și am zis, uite, o să vină vremuri cât de cât nu o să fie ușoare. Uite, ține aici niște bănuți, ai acolo de mâncare sau de strictul necesar sau ce ai nevoie, știi? Că vedeam, am zis, măi, canetele astea, câți bani poate să fac ea cu canetele astea, știi? 5 cenți și o vedeam că abia merge. Deci nici măcar n-avea situația fizică să o facă. O făcea cu foarte mare greutate și o făcea, nu știu, și am zis, măi, asta este, dacă era bunica mea, cum aș fi reacționat? La fel. Nu, nu aș fi lăsat-o acolo amărâtă să stea în gunoi. Deci trebuie să avem o leacă și compasiune față de ceilalți. Adică, cu toate că înțelegem că sunt programele lor, da? Că au avut selecțiile lor, dar dacă ne apar în față și vedem chestiile astea, putem să dăm o mână de ajutor. Nu ne strică deloc. Așa văd. Da, sigur. Și s-a bucurat. Nu s-a așteptat. A zis, wow, cum așa, știi? Și am văzut licărirea aia de copil și acolo știu sigur că e divinul. Când fața se luminează și, nu știu, așa o stare de bine și de liniște și de, nu știu, de pace, de, nu știu, e un mix așa de multe stări care se întâmplă în același timp. Îți dă aripi ție. Mi-a dat aripi, aseară, toată seara. Nu știam de ce am starea aia și după aia am găsit o carte care scria că nimica nu este la întâmplare. Și când am deschis exact la pagina cu dăruirii. Cât e de importantă dăruirea. Și am zis, wow, tot aici ești, toate-s de la tine, Doamne, da. Și chiar scria pe pagina aia, asta scria despre dăruire. Cât e de eliberatoare e dăruirea când o facem continuu. Adică ne crește cumva credința făcând-o des. Și atunci mi-a apărut foarte clar ca mesaj că noi aici suntem pentru ceilalți. Deci mi-a apărut ca o voce interioară care mi-a spus dacă ar fi un singur lucru care trebuie însumat de ce am fost trimiși pe pământul ăsta, este să ne dăruim celorlalți. Cum îi spune Marius. Dar nu că am auzit-o la Marius să o iau mecanic și să o pun ca motamo. Da. Nu. A fost în interior o voce foarte clară și a zis, dacă ești aici, ești pentru ceilalți, nu ești pentru tine. Da. În astfel de momente se lasă așa o, poate cumva am numit o iubire, dar eu cred că o numesc pace. Se lasă o pace așa, parcă nu îți mai trebuie nimic din lumea asta. Absolut nimic. Da. Absolut nimic. Știu cum se și simt, doar, e doar el, atât. Nu poate să fie nimic altceva. Da. Asta e sufletul nostru, nu poate să fie altceva. Da, eu povesteam că când îmi mai iese câte un om al străzii și mai dau câte ceva, deci când îi privesc în ochi, deci parcă văd, nu știu, parcă îl văd pe Dumnezeu acolo, așa niște ochi luminoși la oamenii ăștia, eu nu văd, să știi, la oamenii normali. Le se schimbă ochii, așa e? Da. Și licărirea nu te simți că te duce în infinit? Te pierzi acolo, serios. Și se transformă ochii aia, că poate să fie o anumită privire când îi vezi prima dată, dar când le dăruiești, parcă se transformă complet. Da, exact. Și ți arată divinul ochii adevărați, uite-te la mine că sunt aici. Știi? Da. Parcă eu mă fac mic atunci și parcă eu simt că mă pierd, mă, știi? Nu. Dar am observat și la animale, am observat la câini. Asta. Am făcut asta cu câini la fel. Înainte mă rătrau toți, acum vin spre mine și nu înțelegeam de ce. Și m-am uitat odată în câinile unei husky din ăsta alb. Deci niște ochi albaștri s-au deschis cerurile când s-au uitat la mine și s-a întins așa pe jos, s-a uitat lung așa în ochi și ce conexie am simțit. Nu m-am gândit niciodată că. Și după aia s-a aflat în binar că putem să vorbim și cu florile și cu animale, putem să discutăm, adică este ceva, știi, energetic, chiar este o comuniune între noi. Și am zis, wow, câte lucruri n-am știut. Eu îl iau pe cel mic dimineață, mi-l las în fața casei și cu mașina și eu mă duc să-l iau și avem așa un ritual, știi, ne atingem, avem boscheți pe drum,
un brad, îl mângâiem pe coajă, îl batem, știi, ne uităm la coroană, încerc așa cât se poate, știi, să-l fac curios de ceea ce ne înconjoară, cu toate că el vede mai multe, știi, decât vedem noi. Da. Dar cum te-au făcut să te simți întrebările? A fost vreuna care te-a făcut inconfortabil așa sau? Nu. Nu m-am simțit inconfortabil, dar cred că este și... Adică îmi place să fiu și provocat. Îmi place asta, e natura mea de nebun. Da. Natura nebunească, da. Deci te-au picat mănușe, să zic. Mi-au picat mănușe și aștept, dacă sunt mai multe întrebări. Dă-mi una de la tine, așa. Deocamdată direct. Le-am terminat, pentru că okay. Eu renunțasem la proiect, știi, tu știi toată treaba, eu renunțasem și acum a fost așa. Zic, ok, da. Hai, vine, tot de la divin vine. Hai să facem. Dacă tot, da, hai să-l să facem. Episod pilot și să vedem dacă prinde și dacă mai vrea și altcineva să se înscrie. Să știi că e foarte bună poziția asta, că nu știi de unde vin întrebările. Da, pentru că în primul rând nici nu mai judeci. Eu așa am văzut proiectul, cu toate că mi s-a spus că se întărește un ego. Așa mi s-a explicat. Am zis, da, e adevărat, pot să văd și din acest unghi. Se poate întări un ego la persoana aia care poate să întrebe orice și să se ascundă după, nu știu, un perete. Dar nu e vorba de persoana care pune întrebările, e vorba de cel care stă și răspunde la întrebări. Da. Nu așa am privit. Așa este. Și o întrebare aia poate veni de la oricine, că vine tot de la Dumnezeu. Da. Bine, acum lumea trebuie să știe că tu majoritatea întrebărilor știi de la cine au venit, restul dacă te interesează o să ți le spun în privat, nu trebuie să le știe toată lumea. Dar vreau să spun ceva, că ce este interesant, cu toate că am văzut întrebările, am avut ca un lapsus. Adică nu știam exact despre ce vorba, nu le știam, adică nu mi-am pregătit, n-am pregătit niciun răspuns, da, cu toate da. Că știam întrebarea, cum a venit. Adică dacă mi le-ai fi pus fără să știu de unde vin, tot aceeași reacție aș fi avut. Da. Pentru că nu erau... În trecut, da, îmi făceam ego și prepara tot felul de răspunsuri, să răspunzi așa, să cazi bine. Să... Nu, acum nu a fost asta. Am lăsat să curgă și chiar e minunat. Nu înțeleg de ce să nu fim sinceri cu noi și să fim deschiși la orice fel de întrebare. Dacă în tot spunem rând, că suntem vulnerabili, nu? Tot am vorbit de vulnerabilitate, atâtea da, binari. În primul rând, mi se pare important, din punctul meu, așa am văzut eu, mi se pare să dăm noi un exemplu, să setăm noi un exemplu celor care încă nu pot să se vulnerabilizeze. Mă gândeam că proiectul ăsta e bun pentru cei care sunt în față la Școala Iubirii, pentru că sunt cunoscuți, să zicem așa, în termeni de ceilalți, și ceilalți, deci, poate să le pună întrebări care stau mai în spate, știi? Și care îi văd tot timpul în binarii, nu știu ce, și poate să le pună întrebări. Și să uite, mă, eu dau exemplu de vulnerabilizare. Pot să răspund, poți și tu, dacă pot eu, pot și tu. Am Da. zis că exemplu poate ajuta și pe ceilalți. Numai la asta m-am gândit. Că, da, se poate întări și un ego, dar poate nu e nimic rău dacă îl întărește, că îl ajutăm, cum zice și Marius, întărindu-l îl ajutăm să scădem. Explodeze. Da, să cadă. Da. Da. Dar nu văd că întărește un ego că pui niște întrebări. Nu văd asta. Nu, că întărește ego la persoana aia care a pus pe, așa, pe NV, știi? Că n-a avut curaj să pună întrebare, adică cei care ți-au pus ție, de ce nu ți le-au pus direct, știi? De ce nu au pus direct, am înțeles. Da, da, este și asta da. O... Da, dar e posibil. Dacă îl întărește, înseamnă că e bine, îl duce poate spre scădere mai repede. Da, totul e bine în lumea lui. Nu este da. Nimic greșit. Fiecare cum simte, poate persoana aia nu este suficient de vulnerabilă în momentul ăla să se deschidă și răspunsurile alea l-ar ajuta în, da, da. Știi, în drumul ei sau... Orice Ales este că posibil. Totul este, mai ales că totul era benevol aici. Nu era nimeni obligat să vină, nu era nimeni.
trimiteau invitații și dacă vrea să răspundă bine, dacă nu, nu. Bine, Exact. Mariană, îți mulțumesc foarte Bine. mult. M-a apucat și somnul, da, vezi? Te-ai liniștit Stau, de tot. stau la lampa asta aici sus, Da, că a fost pantuneric. Da. N-ai că e foarte târziu. Mulțumesc a, frumos. Este ok, mulțumesc este succes. Ok. Și eu îți mulțumesc foarte mult. Să mai facem, chiar e... Să știi că e interesant, aș pune și eu niște întrebări. Sigur. Am face și reversul, dacă vrei. Sigur. Da? Oricând. 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 Numai că la mine ai văzut cu stelele să se Da. alinieze, cu copilul. Cu... Da, facem, facem. Și Da, sigur. cred că e interesant să fie și două, trei suflete care să pună întrebări mai Da. diversificate, știi? Să fie mai... Da, vedem, experimentăm. Da, Totul eu e... cred că e un fel altfel de scaun, știi cum faceți? Pentru că la scaun vine ăla și vorbește pe ce temă vrea. Aici nu știi despre ce o să vorbești, că îți vin Da. întrebările, știi? Da. Da. Și mai, e mai ajutător așa, cred că și pentru mulți, când întrebările sunt deja puse și preparate cumva, nu? Da, Da. sigur. Facem, Hai, bine. vedem Mulțumesc, cum e. Elena. Bine, Noapte mulțumesc bună și la eu. tine. Noapte bună, la Și tu. revedere. Noapte bună, pa, pa. Pa.